Silviu Munteanu și prietenii săi Podcast Nu Futilități Facem în seara asta podcast pentru premianți, pentru purtătorii de coroniță. Seara bună, mai salvăm o seară de vară. Silviu Munteanu sunt, am, am ocupat vastele studiouri Radio 7 pe 103 cu 4. Suntem și video pe YouTube, pe canalul 13TV, sigla cu pisica neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face ceva mai vizibil. Răzvan Chiruță, redactor șef la Press Hub, este în seara asta aici. Salutare, binevenit! Bună seara! Mai, hai să încep cu o întrebare. Uh, am o vârstă și ceva păr alb în cap și constat că în ultimii ani s-au schimbat fundamental niște treburi la nivel politic. Respectiv, eu am învățat, în, mă rog, ceea ce am avut și noi și avem cumva încă acest exercițiu democratic aici, că există o dreapta, da? nu vorbesc de extrema dreaptă, ci o dreapta capitalistă, care este preocupată să facă profit și bani și să funcționeze pe o piață liberă și există o stânga care ține, mai are grijă de clasa muncitoare, da? Măi, lucrurile nu mai stau așa, dar deloc, adică avem o stânga foarte progresistă care îi pute la nas clasa muncitoare și avem o dreapta care o parte din ea a ajuns anti-establishment, lucru pe care nu -aș fi nu mi l-aș fi imaginat neam și mai avem o extremă dreapta foarte nervoasă, pe mai mult sau mai puțin justificat, probabil justificat câteodată pe extrema stângă de LGTB și așa mai departe. Cum am ajuns aici? Am ajuns aici pentru că cei care fac politică în România în momentul de față nu au o ideologie, ei nu se ghidează după ceea ce cred sau ce pur și simplu după interese de moment. De asta vedem că PSD, de exemplu, care se pretinde un partid social-democrat, uh, are de multe ori uh, poziții care sunt mai degrabă specifice dreptei, gen uh, au susținut referendumul pentru familie. Familia tradițională? Familia tradițională, mm -hmm. care sunt mai degrabă specifice uh, dreptei și nu stângii, stângii care este progresistă și care vrea să schimbe. Ori PSD, pe de-o parte, susține. Uh, uh, persoanele vulnerabile și păturile sociale vulnerabile care sunt e o chestiune specifică de stânga, dar în același timp are poziții de dreapta pentru că e un amalgam și nici ei nu cred că își dau seama prea bine ce înseamnă la fel PNL e teoretic un partid de dreapta, dar a avut de multe ori poziții economice de stânga și vedem și acum ce se întâmplă de toate aceste discuții, certuri care există în coaliție cu impozitarea progresivă care, în care PNL tinde mai degrabă să să meargă pe mâna PSD, deși teoretic ar trebui deși teoretic antreprenorii și uh, capitalismul susținut de dreapta nu ar dori această uh, impozitare progresivă și ar trebui reprezentați cumva de PNL și ar trebui cumva reprezentați de PNL, exact, uh, inclusiv la USR, ei pretind că sunt ei oficial spun că sunt de dreapta dar uh, majoritatea pozițiilor lor sunt clar de, de, de stânga uh, pentru că, pe de-o parte, în România, după perioada comunistă, e un pic uh, rușine. Sau, mă rog, există o reținere în a te declara de stânga. Pentru că stânga, socialist și comunist. Atunci e mai bine să spui că ești de dreapta, chiar dacă nu ești efectiv, pentru că te temi de această ștampilă de comunist. Deci, cumva, pe de-o parte. Uh, deci, Principala mea problemă este, pe de-o parte, că ă, calitatea clasei politice a decăzut în ultimii ani, și ne uităm la CV-urile acestor personaje și vedem că ei nu, au, nu, ei nu au o educație veritabilă, nu au o educație politică veritabilă. Sunt niște băieți ca și fete care s-au nimerit să fie la locul potrivit sau să mă rog, să aibă mai mult peu și să se. Deci, din cauza faptului că Leviții. Asta e ca la maimuțe, știi? Când la maimuțe, la care dă, se agită cel mai tare, ajunge da, în cam așa, ceva, elita Exact. Maimuțelor, exact. Da. Și de asta și aceste transferuri de la un partid la altul. Pentru că dacă tu crezi într-un... Dacă ești de dreapta cu adevărat, nu poți să te duci la un partid care e de stânga. E împotriva credințelor tale. E, dar dacă nu asta e miza ta, ci miza ta să fii tot timpul la... cașcaval, să fii tot timpul la putere, te în orice partid. Nu, nu există o ideologie. Și... Iarăși, sunt personaje care nu știu bine limba română și care nu înțeleg prea bine ce fac ei acolo la guvern. De unde să așteptăm acum ideologie și o anumită credință? Să, pur și simplu mergem, merg așa, pe val. Cam. Meteacna asta pe care am ridicat-o la fileu, că una era stânga și alta e acum și alta e dreapta și ai dreapta în establishment, vine, vine de afară, de fapt adică văd cel puțin în, în Europa și mai nou și în România băi, nu mai există, în afară de partidele clasice, tot ceea ce se formează ca cum zice, partid nou, formațiune nouă, însuși numele e, e diferit nu mai conține socialist nu mai conține, mă rog liberal, nu mai conține cuvintele astea, cum e varianta asta a, a plusului din USR cum era? Uh... Care reper, 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 da. În Bulgaria avem tot așa un partid. Europa e plină de tot suiul de formațiuni de astea care au cu totul alt nume. Da. Bun, mi-e greu să îmi dau eu cu părerea uh, pe această uh, temă, dar presupun că. E că schimbare de paradigmă asta încercam să subliniez. E o schimbare de paradigmă, dar totuși în Europa nu e atât de radicală ca în uh, România. Acolo uh, lucrurile sunt un pic mai. Uh, mai uh, mai clare. Bun, a venit Macron că tot e acum discuția despre rezultatul alegerilor din Franța cu această idee de centru în care a încercat să adune de peste tot, care într-o primă fază a funcționat, acum funcționează mai puțin. Dar da, s-ar putea, nu știu, să fie și o reacție la, la toate extremismele astea care se întâmplă, să încerce lumea să, să meargă mai pe, mai pe mijloc, mai. Mm. Nu, mi-e greu să dau un răspuns. Să competent aici, sincer. Subliniem acest fapt pentru că ajungem iar la nenorocirea asta de noastră de aici. Măi, nu mai avem politică externă de foarte mult timp. Primim niște directive, suntem niște iesmeni absoluți și cam așa funcționează lucrurile. Da, din păcate, e adevărat asta. Chiar vorbeam recent cu cineva din zona diplomației românești care îmi spunea că România pe politică externă nu mai reacționează decât prin mimetism, prin copierea ceea ce fac marile puteri occidentale. Și Asta nu e numai de, la Ioh de când e Iohannis, e mai vechi. Nu, e o veche, e metahnă veche, da, da, da. da. E o, Bine, deși Băsescu, totuși, a fost mai curajos în... și un pic mai independent în, în... unele poziții, inclusiv privind Rusia, pentru că dacă ține minte că Băsescu a fost cel care a declarat că Marea Neagră nu trebuie să devină un lac rusesc care a provocat atunci chiar nemulțumirea Rusiei și ambasada Rusiei de la București a reacționat. Dar, într-adevăr, acum și, mă rog, de mulți ani, există o lipsă de curaj în a lua decizii pe cont propriu. Se așteaptă decizii de la Washington, se așteaptă decizii de la Bruxelles și dacă ne raportăm, de exemplu, la război din Ucraina, am vorbit la un moment dat cu cineva din, din zona ucraineană care îmi spunea că România nu reacționează când vine se pune problema ajutorării uh, Ucrainei pe plan militar și politic, evident, că refugiați am văzut, nu reacționează decât dacă se primește un telefon, ba de la Washington, ba de la, eu știu, de la din Berlin sau din, din, de la Paris. Asta e un lucru foarte trist, într-adevăr, și din păcate uh, cei care sunt în domeniu vor spune că uh, vor confirma faptul că uh, există o decădere a, 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 a a competențelor din diplomația românească. De exemplu, Arman Goșu, specialist pe zona ruse, rusească, critică foarte puternic faptul că Ministerul de Afaceri Externe nu prea are specialiști în ceea ce privește spațiul rus până la urmă. Și asta e o problemă, de exemplu, în România, din câte știu eu, există un singur vorbitor de limba ucrainiană în Ministerul Afacerilor Externe de Român. Ceea ce este aberant, pentru că până la urmă ei erau aveam este țara cu care aveam uh, granița cea mai mare. Adică dincolo de povestea de acum de război, adică ar fi trebuit să fie o, o, o specializare pe Ucraina pentru punctul și simplu pentru că este vecinul nostru cel mai important cu care avem granița cea mai mare, cu care avem o minoritate unde avem o minoritate românească consistentă și uh, noi nu avem specialiști pe zona asta, nu mai zic de spațiul rusesc. Uh, sunt foarte puțini specialiști de Ministerul de Externe reali. Pe spațiul rusesc și foarte puțini care știu limba rusă. Mulți se documentează despre ceea ce se întâmplă în Rusia și deciziile în Rusia din presa occidentală. Ceea ce eu ok dacă o fac eu, să zicem, dar dacă tu ești la Ministerul Afacerilor Externe și iei decizii importante pe chestia asta, nu poți să te documentezi din presa sau, mă rog, prin canalele occidentale, pentru că evident că acele vor fi, un, va avea doza lor de subiectivism și, de, și va fi la mâna a doua. Nu? Trebuie să știi ce se întâmplă acolo, în, în, Rusia. E o decădere foarte mare în zona asta, din păcate. Este o decădere și în presă, pentru că mie așa mi se pare. Constat, avem și de o parte și de alta a baricadei occidentale ruse, avem propaganda da, de război. Hai să vorbesc întâi de ce am mai văzut eu că se întâmplă în, în Rusia. Este un delir pe, pe televiziunile rusești că ei vor ajunge în rai pentru că sunt, sunt mult mai curați față de Occidentul decadent cu care are personaje ca Soros și, și așa mai departe, știi, Rockefeller. Ai odată delirul asta și că dacă murim cu toți și se dă bomba atomică despre care iar se vorbește foarte des în ultima vreme și se vorbește și acolo versus aici ce se întâmplă aici babele care se luptă cu dronele rusești, cu borcanul cu murături uh, cele două evenimente ale celor două televiziuni uh, simularea dintr-un joc de computer cu un soldat care se catapultează de pe antena 3, băi, cum să spun îți, îți insulți audiența totuși Plus că era o chestie pe YouTube, doar trebuie să dai search este prima care ți apare. Uh, și de curând, The Digi, uh, care a luat uh, acel personaj, dacă, mai interesant este că dacă stai să-l asculti ce spune, el îi spune la, la un moment dat cuvântul muzică. Uh, și a pus traducerea aia, e o chestie care mie, de, am înțeles că e pe net din 2008, odată sau de două ori pe an mi-apare în feed, mai face cineva o glumă exact cum era cu Hitler, dacă știi lumița da, da. Ce se întâmplă în zona asta de presă? Pff, Mie a, pot să-mi spui. mai ce o rană. Da, bine, deschidem <laughs> cutia Pandorii, de-aia mă uh, uh, știu. Știrea cu bătrâna care a dobărut o dronă cu borcan e reală, dar uh, să nu ne imaginăm că era o dronă militară gen Baicatar sau de-asta. Era o dronă dintre astea mai mică, care era doar de spionaj. Adică nu e o, nu e o chestie atât de uh, greu de realizat, uh, pentru că era o dronă mică, aproape de asta civilă, și să ajunsese pe la etajul 2, 3, adică ai aruncat cu borcanul și a căzut drona. Nu e, nu e, nu e o realizare atât de măreață, dar nici nu e imposibil. Deci nu, da, mă, v -am v -am perceput, de... am perceput, nu, dar zic adică, oamenii au perceput chestia asta că ar fi fost o dronă militară, complicată. E un nu, tip mă. de romantism puieril, Bun. Orice război vine la orice război armat vine la pachet cu un război informațional, clar, De-aia e foarte important să, să verifici toate știrile. Din păcate, ceea ce se întâmplă marele dezastru care s-a întâmplat în România, cel puțin pentru că în Occident lucrurile stau un pic mai bine. Este acest jurnalism online. În momentul în care s au mutat toate site-urile pe, pe online și în care contează numai traficul. Practic, cea mai mare parte din veniturile foarte multor site-uri este din, din, efectiv din trafic. E Având acest criteriu strict cantitativ, traficul pe care îl faci, audiența pe care, ca să fie Inventez mai clar... să breaking news în fiecare zi. Da, exact. Mm. Ești disperat să, să faci articole de trafic, adică de audiență care să crească numărul de vizitatori pe site-ul tău. Asta pe de-o parte. Pe de-altă de parte, trebuie să fii primul. Ca să poți da, ca să poți lua caimacul. Pentru că dacă eu am văzut deja într-o parte, nu mai intru și în a doua parte, că e aceeași știre. Deci te grăbești să dai primul știre. Da, Asta înseamnă firesc. că nu mai. Păi nu e firesc, pentru că înseamnă că nu mai verifici. Adică ai văzut ah, o prostie. Okay. Văzut... Supuneam că trece prin toate filtrele. Nu trece prin niciun filtru. Ai văzut o chestie undeva, pac, hai să o dăm repede ca să fim noi primii și verificăm eventual după. Deci nu se mai, mai sunt filtrele alea dinainte, când era pe eu știu, presa tipărită sau chiar pe uh, TV sau radio în care primeai o știre, o mai dădeai un telefon, o mai verificai, deai o căutare pe, mă rog, pe net mai greu, dar uh, o verificai înainte. Acum nu se mai verifică primul. Acum îți vine știrea, ai luat-o, ai dat-o ca să fii primul și să o dai repede, să faci audiență. Asta de o parte. Pe de altă parte, există o nebunie acum care se întâmplă în care toate publicațiile au un compartiment mai mare sau mai mic de copiat știri unii de la alții. Adică dacă cineva dă o prostie, acea prostie se va propaga foarte repede pe încă 20 de site-uri. Și dacă, de exemplu, eu mă rog, am un câteodată, mă uit, că vă găsesc o știre care nu îmi dă toate răspunsurile, nu răspunde la toate informațiile, la toate întrebările mele și atunci ce să caut pe internet Poate găsesc în alte, părți ceva în plus. Mm -hmm. Și când dau inter pe internet, văd vă primele 20-30 de rezultate, aceeași știre, identică, copiată pe 20-30 de site-uri. Sunt publicați în România. Asta ți-a acoperit două pagini de Google. Două pagini de Google mm -hmm. și eu, de fapt, nu am aflat nimic, am aflat același lucru. Deci nimeni, nici măcar nu mai vine cineva să zică, domnule, uite, am văzut, când era pe vremuri, se practica chestia asta în care eu dădeam o știre primul, tu o, o, o vedeai, o luai, dar mai adăugai și tu ceva, mai dai un telefon, mai vrei cu ceva al tău, nu o luai copy-paste așa pur și simplu. E, acum nu mai există chestia asta, copy-paste. Și, de exemplu, sunt publicații care au departamente mari am aflat cu imire și eu de 30, 40, 50 de oameni, 50 de oameni care zilnic asta fac, sunt niște roboți umani care stau și scanează celelalte publicații și au tot ce le se pare lor interesant cu copy-paste și asta. Aia aia. Nu e departamentul de monitorizare? sau? Teoretic, da, este un departament de care pur și simplu face pune de... pe site. Deci, practic, nu se mai practică jurnalism în sensul clasic al cuvântului. E o păcăleală în care niște oameni vor să facă trafic ca să facă bani. Ori, bun, în cazul Digi și Antena 3, teoretic, n-ar fi trebuit să se întâmple lucrul ăsta pentru că acolo, totuși, există niște filtre. În cazul Antena 3... Nu este pueril. E nu pueril deci, pentru că nu, și, nu și, să și, am văzut te video ăla Pe la, la audiență ca la niște copii proști. Pare rău. Din păcate, da, mulți multe, multe, mult jurnaliști se raportează așa. Că la adică, dacă -aș... cineva îmi jignește mie în permanență inteligența, băi, la un moment dat băi, mai dat în măta. Păi da, dar de asta și trafic, audiențele sunt mici totuși la televiziunea de știri. Adică ei da, se laudă da. cu niște audiențe, dar nu sunt atât de mari. Dacă calculăm, adu 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 adunăm toată audiența, să ajunge la un milion, un milion și ceva de oameni, ceea ce e puțin totuși din... 10 cât să suntem. știi că am urmărit cu atenție audiențele, fac această paranteză pe luna februarie când a început nebunia cu războiul antena 3 avea undeva la vreo 280.000 iar CNN culmea avea undeva la 800 de mii, pentru că și CNN-ul state s-a dus în cap, da, mai ales de când da. nu mai e Trump, mă rog. Da, și pentru că și ei au făcut uh, rabat de la calitate în perioada Trump, adică, sau mă rog, au fost prea... Bine prea, polniți, prea no, ideologi, nu, au fost rabat dar... de la calitate grav, da, în fine. Da, da. E, dar, uh... Nu sunt mulți oameni, un milion de oameni... Mh. Acolo la aia cu video ăla de la Antena 3, de exemplu, l-am văzut și eu atunci, chiar că a fost chiar la început, și inițial am zis, bă, ia uite, după care te-a părea ceva ciudat, într-adevăr, dacă te-ai uitat, te uita un pic, părea ceva ciudat, adică, sunetul nu era de acolo, trăgea ăla, nimerea în avionul ăla și nu cădea, exact ca în film. Adică la asta, la atâta, Digi, da. și mai e trist, pentru că, teoretic, Digi are pretenția de, că e, nu, e televiziune quality și uh, respectă standardele. Problema este în momentul de față că toate sondajele arată că oamenii români în continuare uh, se, se, informează de la televiziuni. Uh, e principalul canal de, 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 inform de, de unde se iau știri. Ori, în momentul de față, televiziunea de știri din România sunt sub orice critică. Eu nu mai mă uit, recunosc, mă uit foarte puțin, pentru că e pur și simplu, în cea mai mare parte, propagandă, discuții absolut subiective și personaje controversate că, despre care, a căror, a căror istoric, nu, oamenii mulți nu-l știu. A fost. Știu ce adică dacă ei într-o pe toți aceia care apar la televiziune de știri o să le poți face un CV, uneori chiar penal foarte nasol, ieri ei se prezintă fie sunt foști politicieni care se prezintă acum ca jurnaliști ceea ce nu e ok, sunt foști politicieni care se prezintă ca analiști independenți sunt foști, eu știu, sunt avocați care au uh, clienți judecați pentru tot felul de uh, infracțiuni care se prezintă ca niște și ale unor politice și goane ale unor politicieni Or, Asta nu li se spune oamenilor Ceea ce nu este corect Adică e, Da, a devenit Nu, e o, e o decădere uriașă În presă eu sunt unul dintre ultimii oameni Care mai cred că totuși se poate revitaliza Acest jurnalism Eu am, această da, mă rog, am momente când <laughs> Și eu sunt descumpărit <laughs> a, Am această problemă Am o grămadă de prieteni jurnaliști Oameni pe care eu îi consider Mai presus de orice îndoială și uh, pentru că am puseuri de conflictual compulsiv, mă aricesc în momentul 2 când cineva îmi generalizează că presa este de căcat, da? Uh, pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, sunt momente în care, băi, nu pot să nu le dau dreptate, pentru că s-au dus în cap foarte mult. Și trebuie să spun această întrebare, totuși, uh, că avem, uh, am avut de curând acest scandal. Uh, avem acest personaj, uh, Cristian Tudor Popescu, Da. Care el era, pe înțeles, pe contract de colaborare, unul din liderii de opinie, da? cum se poartă în presa occidentală, liderul de opinie a angajat la Digi. El a avut acolo altă opinie. Eu știu că pe vremuri era în presa scrisă, da? avea editorialul pe față și eventual un contraeditorial pe spate, care presupunea că ai o opinie care nu este neapărat pe linia, hai să zicem publicației. Da? Faptul că CTP a fost dat afară este o metehnă interioară a lor, o neînțelegere, o treabă de orgoliu sau este un precedent periculos pentru ceea ce presupune libertatea presei pentru că uite, avem un moment în care se. sau încă un moment în care obvious se pedepsește delictul de opinie. Da, e clar că uh, executarea să zicem așa a lui uh, Cristian Popescu a fost uh, uh, ca un semnal, pentru că uh, el tocmai terminase acest uh, sezonul emisiunii lui și urma să fie în vacanță până în toamnă. Deci dacă erau supărați pe, pe, el și vreau să scape, puteau să scape discret în toamnă, adică mă rog, pe parcursul verii să zică, domne, nu mai prelungim sezonul, ar fi fost, e clar că au vrut, au, au vrut să-l dea afară în ultimul moment, adică în ultima emisiune sau după ultima emisiune, cum mai ca să transmită un semnal că cine vorbește plătește, ca să zic așa. Dar la Digi24 nu e o noutate lucrul ăsta, s-a mai întâmplat, a mai fost dați afară jurnaliști mai, de mai puțină, de mai mică învergură și de aici n da. Și un tip așa? de contracte și... pe care se fac pe perioada foarte scurtă de timp și a da, da, fost da, că ai da. fost și dat afară. eu nu am făcut caz, de exemplu, de, de lucrul ăsta, dar inclusiv eu am pățit, am fost invitat la Digi de vreo câteva ori în emisiunea lui Cosmin Prelugeanu, am fost, mi se spunea, mi se spunea producătoarea îmi spunea domnul Chiruță, ce bine ați vorbit, extraordinar, vă mai invitam și data viitoare, domnul Chiruța, extraordinar, vă punem pe lista de invitați permanenți, până când am făcut greșeala să spun ceva de rău de domnul Claus Iohannis. Și hmm. nu m-a mai invitat. Dintr-o dată n-a mai fost bun. La revedere să fi sănătos. Deci, acolo uh, uh, Digi 24, deși uh, e perceput ca o televiziune uh, obiectivă, de fapt, e o cenzură foarte puternică în, la acea televiziune. Și dacă invitatul nu spune ce trebuie, nu mai este invitat, pe, nu mai este primit pe post. Și sunt uh, o grămadă de mărturii de la jurnaliști care au pățit lucrul ăsta, care sigur, nu au făcut, au avut uh, um, uh, 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 N-au -au luat amploare pentru că nu erau cunoscuți ca, ca Cristian popescu Dar, în cazul lui, da, eu cred că a fost un semnal, pentru, în primul rând, pentru angajații postului, nu pentru societ nu pentru noi ceilalți, că până la urmă nu mă interesează ce se întâmplă la Digi, eu îmi văd de treaba mea aici. Dar, pentru angajații postului a fost un semnal, da, stai cu minte că e mai bine așa. Iar uh, ei sunt foarte, foarte atenți la ce apare pe post și. Dacă ne uităm acum, de exemplu, cum au relatat cum au relatat uh, intervenția lui Eduard Helvig, sau mă rog, ieșirea lui Eduard Ajungem Helvig, și aici, uh, au, au dat-o în așa fel încât au evitat anumite uh, lucruri pe care Helvig a spus și care au stănit controverse legate cum de. Se de securism. spune UME Digi24, da? Da, mă rog. Uh, e, din, păcate nu e, din păcate nu e un caz unic. Uh, uh, presa, în momentul de față, e destul de controlată în mare parte a ei prin bani, adică nu e controlată cu biciu sau ceea ce pur și simplu cu zăhărelul. Aici, spre o de Rusia, de exemplu, unde dacă nu spui ceva împotriva lui Putin, ești zbor de la balcon. Faci COVID și mor până jos. Da, 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 da. da. exact. Așa. La noi, de pe vremea lui se încoace, și policii au înțeles că e mult mai eficient să cumperi jurnaliștii, nu trebuie să-i omori totuși există foarte mulți jurnaliști cinstiți. Adică aici, aici trebuie într-adevăr o mențiune foarte importantă, că sunt foarte Asta mulți spuneam, jurnaliști da. cinstiți și chiar și publicul a înțeles lucrul ăsta. Și publicul a înțeles lucrul ăsta și tocmai de aia, de exemplu, prin intermediul rețelelor sociale, publicul nu mai urmărește, nu, mai urmărește publicații neapărat, cât urmărește jurnaliști. Omul își face el o idee cam care sunt jurnaliștii care îi plac, care, ca persoană fizică aproape, și urmăresc pe aceia și au informații de la aceea. Adică, de aia zic, cea mai mare greșeală pe care o, pot, o poate face un șef de redacție este să creadă că publicul este prost. Nu e adevărat. Publicul este foarte deștept și până la urmă simte. Un, poate îl păcălești o lună, două, un an, dar în final simte. Și există foarte multe jurnaliști, cinstiți. În general, problemele sunt în redacțiile din România, problemele sunt la nivelul de conducere, că într-adevăr acolo e o problemă, dar și publicul s-a dus și urmărește jurnaliștii independen mă rog, nu independenți neapărat, jurnaliștii ca persoane, ceea ce spun. O treabă care mi se pare total păguboasă, mai rămânem puțin în zona asta jurnalismului, mi se pare total păguboasă și pe care am constatat-o, hai să zic, din pandemie încoace, mai ales, ce drept înainte, eu n-am televizor, dar în pandemie, na, am avut tot timpul de pe planetă, am da. mai început să urmăresc online diverse emisiuni. Băi, Odată există această constantă, cred că cu excepția lui Alef News, la toate televiziunile cineva țipa la tine în permanență, deci după două ore de merge, hai să zic, Digi sau RTV sau oricare, cineva urlă. Uh, unul la mână, doi la mână, se vine cu adevărul de acasă și se urlă ostentativ, nu există, unul are o opinie, cealaltă are o opinie și avem o dezbatere ca să ajungem de bun simț la o concluzie comună cu care... Nu e obligatoriu să fim de acord unul cu celălalt, adică treaba asta nu mai există în momentul de față. Mai există așa mici. Deci, vorba isu, unui prieten, zicem. trăim în epoca post-adevăr, acum. Da, bine. Din păcate, rețelele sociale au, au dat peste cap toată povestea asta, pentru că le-a dat tuturor o voce, ceea ce, aparent, în prima fază, pare un lucru bun, nu? Toată lumea trebuie să aibă voce, dar, în realitate, de fapt, nu e un lucru foarte bun, pentru că a anulat a anulat orice ierarhii, ca să zic așa. Uh -huh. Toată lumea care scrie pe Facebook are are, are impresia că are și dreptate. Și adică dacă am posibilitatea să scriu opinia mea, înseamnă că aia e e și adevărul. Dar miza în principiu în momentul de față, mai ales la televiziuni, mai ales la televiziune de știri, de fapt miza este numai nu mai este să informeze. Televiziunea de știri în România în momentul de față nu mai prezintă știri, ci prezintă niște uh, cum zic eu, sunt niște instrumente. Ei nu mai sunt, ele nu mai sunt niște, uh, niște organe de presă. Sunt niște instrumente prin care se transmită un anumit mesaj pe care, pe care cineva îl dorește. Uh, și o să vedem, de exemplu, din nou, uh, mă gândesc acum la cel mai recent subiect ăsta cu legile securității naționale, care pe televiziune de știri nu a fost absolut... În afară de B1, singurul care a, în câteva emisiuni a abordat această temă, deci în afară de Tudor Mușat la B1, în nimeni nu a abordat acest subiect, ca și cum nu ar fi existat. Or, or, nu era, nu, nu e normal, adică în, în condițiile normale nu ar fi trebuit să fie așa ceva. Și sunt multe teme, multe, multe subiecte care, în care în televiziune nu, nu le abordează. Dar asta pentru că, pe de-o parte, există aceste interese financiare, da, partidele, partidele principale, două partide de, de la guvernare în momentul de față, PSD și PNL aruncă cu milioane de euro, milioane de euro pe an în presă, în general cei mai mulți bani se duc la televiziuni, din banii la care noștri... care nu se uită mai mult de un milion de oameni, repet. Da, le dar cumva mesajul, cumva încearcă, ei speră că mesajul va fi, cum va fi denaturat, dar... E vorba Ajungem că... și aici cam o statistică. Problema este că milioanele astea de euro sunt din banii noștri, adică nu din banii lor, practic ne manipulează pe banii noștri și uh, mai este o problemă, uh, în România sunt șase sau șapte televiziuni de știri... La Am un... înțeles că avem foarte multe. În exact, sens. enorm de multe. La o populație de totuși 10 milioane de, aud... mă rog, să zicem, de oameni care ar fi interesați de știri. Uh, ori este enorm. Ele, aceste, mare parte din aceste televiziuni, nu s-ar susține dacă, economic dacă ar fi pe piața liberă. Sau are multe, foarte multe publicații și nu numai televiziuni, și publicații online. Nu s-ar susține dacă ar fi pe piața liberă. Și atunci sunt dependente de acești bani de la partide. Dacă mâine... Printr-un miracol ar veni ciolacul și cu Ciucă și ar spune, domne, nu mai, gata, nu mai putem să facem această risipă din banii oamenilor și să aruncăm cu. cu, cu să dăm bani la presă, pentru că nu-i corect și nu trebuie să facem lucrul ăsta. Câte s-ar închide? Nu s-ar închide, eu cred că ar protesta pat patronii și șefii de gazete sau de publicații sau de televiziune. Ar veni și ar spune, domne, stați puțin cum, adică. Există, din păcate, nu. Cât, cât timp, și am spus-o de mult, cât timp presa nu va fi tratată ca pe o afacere, ea nu va nu se va reforma și nu va deveni mai bună. În momentul de față, presa nu este o afacere. Presa este o unealtă în mâna unor personaje private sau de stat care plătesc ca să, să li se transmită mesajul. Ideal ar fi ca cel care plătește și să fie publicul. Eu o, o chestiune care s-a o denaturare, de exemplu, care s-a întâmplat de foarte mulți ani, de 20 de ani, de când a început să intre internetul puternic în România, în care oamenii primesc știrile gratis și ei cred că știrile sunt gratis. Da? Ori știrile nu sunt gratis. Știrile, cineva plătește, pentru pe cineva mă plătește pe mine ca eu să produc știrea aia. Uh, tu, cititorul sau privitorul, o primești gratis, da. Și, da? Ce... și e această vorbă care e valabilă și la Facebook. Când ceva e gratis înseamnă că tu ești marfa. Dacă tu primești o știre da, gratis, asta. dacă tu primești o știre grafic, cineva plătește pentru ea. Iar acel cineva care plătește, nu plătește că e mecena și că vrea să vrea să ajute să evolueze societatea sau dau bani pentru că vreau eu să fie conaționalii mei informați. În cele mai multe cazuri nu se întâmplă așa. Dau, plătești și acel care plătește este și cel care manipulează informația. În Occident, de exemplu, inclusiv în online, e din ce în ce mai greu uh, să mai citești articole gratis. Din Oricum ce... am văzut că, uh, am văzut o statistică, lumea își face opinii din titluri. Bun, asta nu e o chestie Da, românească. undeva la 80%. Da, vorbeam în general. Asta nu e o chestie românească. Da, mm -hmm. bun, aici vine și dintr-o decădere, din, tot din cauza acestor rețele sociale în care e și o, e și o problemă, e, o inflație atât de mare de, de știri, încât nu ai timp, dacă ai fi să-l citești pe toate care ți se pare interesante, ar trebui să faci numai asta. E o democratizare a informației care a dus la o la explozie de articole, de de informații, de video nu ai timp să le și atunci treci în viteză. Bun, plus analfabetismul funcțional, care e masiv în România. România e educată, așa da, funcționează. Da, da. Dar asta asta aș, încerc, aș, aș vrea să înțeleagă publicul, pentru că ideal ar fi să ajungem la o, la o zonă în care tu să plătești pentru știrile pe care le primești. Și uh, să ai conștiința acestui fapt. Da. Da, și să ai și conștiința acestui fapt, pentru că sigur, de multe ori și eu am avut, am avut chiar uneori chiar o revoltă când mă trăgeau de urechi oameni pe, pe Facebook, de exemplu, și spuneau, ce-i mie articolul ăsta? Și le întrebam, nu te supăra, dar tu când ai plătit ultima dată pe un pentru că ai dat ultima dată bani pe un ziar sau eu știu, pe într o publicație? Păi niciodată și atunci, în ce calitate mă tragi tu de ureche? Pentru că dacă eu îți dau niște mici pe gratis, băi, mănâncă-i. Nu mai pot să comentez să spui, că... băi, da, mici și nu erau la fel de savuroși ca nu știu unde. Păi este pe gratis. Adică și publicul s-a obișnuit prost. Adică e un cer vicios în care, pe de-o parte, publicul se mulțumește cu marfă proastă dacă e doar pentru că e gratis. E și o metahnă a, a, a algoritmilor a, din rețete, rețelele de socializare. Pentru că dacă eu caut un anumit subiect, da, care mă interesează un anumit subiect, feed-ul mi, mi se va umple de opinii pe acel subiect și mi se va umple de opinii care îmi convin mie da. sau care nu îmi convin, depinde de context. <coughs> Sunt convins e un scandal cu Facebook de pildă și cu celebra primăvară arabă. Pentru că fidul uh, utilizatorilor de Facebook din Egipt s-au umplut cu chestii care i a revoltat uh, maxim. Avem un caz clasic în, în sensul ăsta. Doi la mână. Am ajuns într-o situație în care eu consider că eu, eu personal, consumator de știri, trebuie să am și știri care nu-mi convin. Că altfel risc să devin uh, victima propriilor mele opinii. Și trebuie să am și știri care nu-mi convin. Uh, s-a ajuns în situația, și nu, hai să nu vorbim de război, de când a început războiul, să vorbim de perioada de pandemie, am ajuns în situația să-mi iau știri corecte de pe Russian Today, să aflu că lumea a ieșit în, în stradă revoltată de, de restricții da, și de problema cu certificatul verde în Europa sau de pe Telegram, pentru că pe televiziunile sau pe publicațiile românești nu existau acest tip de știri. În timp ce ăștia se băteau cu poliția unde? În, în, zim, în, Elveția, adică nu oriunde. La un dat a ieșit un scandal, o răzmeriță în Elveția. La Pro TV era o știre la, la știrile externe cu unii care făceau yoga sub apă în Caraibe. Da, mă îndoiesc că Russia Today e un canal, un canal corect de știri, dar poate pe Telegram, da, ok, telegram e un canal interesant uh, uh, în privința asta. Uh, am văzut faptul, deci am văzut pe Russia Today, asta spuneam, faptul că și lumea în stradă, nimeni altcineva nu să știrea asta. Da, mă rog, uh. aici, nu știu, așa și Antena 3 a dar știri că are și lumea în stradă și de fapt erau cu, cu imagini vechi. Uh, Sigur că pandemia a fost o anumită să zicem, s-au evitat anumite subiecte. Asta e adevărat. Mai ales, mai ales în prima fază, cel puțin, dar nu cred că a fost neapărat o chestiune de manipulare sau de corupție, ci dintr-o credință, poate. De exemplu, în cazul meu, da, am evitat anumite știri, recunosc, și dintr-o credință că poate totuși mă rog, și din spaima față de ceea ce înseamnă acest, ceea ce ar însemn, credeam că înseamnă acest coronavirus și, domnule, hai să susținem autoritățile să ia deciziile mai dure ca să ne protejeze pe toți. Sigur că după aia, după ce trece după ce trece momentul fierbinte în care uneori deciziile nu sunt tocmai raționale sau chiar nu sunt tocmai deontologice, într-adevăr îți dai seama că ba, poate că ai exagerat un pic. De exemplu, așa cum fost povestea cu amenziile date în, în pandemie, în, prima, în starea de urgență în primele două luni, care au fost evident neconstituționale, adică nu mai ținită, dar cred că și eu am jurat atunci a Curtea Constituțională, ca ulterior să-mi dau seama că de fapt chiar avea dreptate Curtea Constituțională, pentru că nu poți să îi impui niște, nu poți să impui niște amenzi haotic, așa, și fără să, să și să lași uh, la latitudinea unui, unui agent să decidă el cât, cât, cât e valoarea amenzii. Nu pot să. Nu, nici în lume nu se întâmplă chestia asta. Dar acolo nu, nu ar zice neapărat de corupție. Pur și simplu poate să fie decizia unor editor. Până la urmă, în aceste departamente lucrează niște oameni da, care sunt și ei la fel de speriați de o o pandemie sau mă rog de un virus pe care nu l-am mai văzut și n-am știut ce se întâmplă și deciziile pot fi greșite, dar nu neapărat că cineva stă în spate la butoane și dă direcții. Pur și simplu Adică, uneori, uneori lucrurile sunt chiar ceea ce, ceea ce sunt. Mm -hmm. Adică nu neapărat că vine Adică e o decizie care îmi stă în mâna mea, la adică nu vine cineva și ne spune, bă, nu, da, despre asta. E, e și o chestie umană. Adică totuși și jurnaliștii sunt oameni, sunt uh, supuși... De exemplu, o, o chestiune care a fost fals vândută, greșit vândută în România, a ideea asta a, a obiectivității totale și a, a, a imparțialității. Nu, nu, nu. Că și jurnaliștii sunt și ei oameni și ei au simpatii și ei au. Uh, uh, cum să zic eu? Afinități, opțiuni, o, afinități, opțiuni mm. chiar politice. Adică, uneori, uneori, deciziile se iau chiar la nivel de om și nu ascund în spate neapărat cine știe ce e corupție sau. Uh, lucruri conspirațio conspiraționiste dar într-adevăr uh, uh, mă rog sunt, uh, se pot face discuții pentru că așa dacă să și ne gândim uh, în ultimii ani, cel puțin în România au tot fost momente de astea fierbinți în care noi jurnaliști, de exemplu, ne-am implicat mai mult decât ar fi trebuit, inclusiv în luptele astea politice sau, eu știu, în discuțiile astea politice despre care au fost de-a lungul timpului. Eu am recunoscut, de exemplu, la un moment dat că sunt un jurnalist anti-PSD, adică, domne, am zis, doamne, când mă citiți, gândiți-vă la lucrul ăsta eu o spun deschis nu, nu suport acest partid sigur că nu, e, nu o să mint și adică, asta e chestia. Eu, nu, eu sunt un jurnalist anti-PSD, nu suport acest partid, dar nu o să mint niciodată despre PSD, nu o să spun niciodată, o, adică o să dau și de fiecare dată opinia PSD-ului, sau mă rog, a unui personaj din PSD pe care să-l critic, nu o să dau niciodată o investigație despre un personaj din PSD pe lucruri false sau, sau fără să iau o părere. Nu te-a uh, nu, te uh, nu te julit la, la sufletel că s-a asociat cu PNL-ul acum? în situația Mai da, enervat, doar pentru că a fost un, practic pentru că am simțit același lucru pe care l-a simțit și foarte mulți dintre cei care au votat până la urmă PNL sau USR pe o platformă oarecum anti-PSD, pentru că la noi votul e de multe ori anti, nu neapărat pro și aici a fost un fel de adică, un fel de trădare până la urma votului sau mă rog a, a, a a promisiunii electorale, pentru că, până la urmă, Claus Iohani și PNL și-au făcut campanie electorală exact pe această platformă. Pe Dragnea, că așa e. Dragnea, anti-PSD, anti... Când mergi pe treaba asta, ți se întoarce. Uite. Da, din păcate. Hai să vorbim un pic despre demența asta din ultimele zile cu aceste legi ale securității. Proiect de legi. Uh, și să facem și un mic istoric. Cred că la începutul anilor 90, 92, atunci s-au dat primele legi uh, privind funcționalitatea serviciilor secrete SRI, da? După care mai știu că prin anii 2000 și ceva a venit năstase cu o ordonanță de urgență, dacă nu mă înșel, în care a specificat că serviciile secrete pot să aibă și SRL-uri ca să se autofinanțeze, care din câte știu, nu sunt controlate de absolut nimeni, pentru că sunt ale oamenilor din serie, sau ale SRI-ului ok? Uh, și acum vine alt pachet de legi, care bănuiesc că vine și într-un context uh, internațional în care suntem, cum suntem așezați aici, și vine cu niște treburi care băi, că am speriat lumea. Păi pe, pe care au speriat, că nu s-au adunat foarte mult să, cir, să critique acest aspect, am văzut. Că a fost acel meeting cu ceva. Da, meeting era clar că nu va fi foarte... Da, consistent. sunt nu niște e... stipulări acolo care băi, îngrăjdesc libertatea individului. Da, sunt foarte multe. Cred că, cred că totuși Băsescu a băgat asta cu dreptul serviciilor de a avea firme, nu năstase. Parcă năstase scos. Nu mai țin minte exact ce Ok, drept. Dar așa. oricum, aceste, ideea este că s-a plecat de la o premisă corectă, adică legile sunt securității vechi, naționale trebuie. sunt vechi depășite, totuși alt context astăzi față de 1991 92 inclusiv pe, pe, pe treaba de război cibernetic și amenințări cibernetice pe care uh, acum uh, se duce trebuie să lupte cu alte arme, nu mai e, da, nu mai e asta. În zilele noastre, da. uh, Deci premiza este clar că trebuie, trebuie schimbat, adapt, adapt aduse la zi uh, legile uh, siguranței naționale problema este că acest, dra, aceste drafturi, pentru că ele nu sunt ei aici trebuie, ele nu sunt niște proiecte. Le zicem drafturi în engleză, în engleză, ca să subliniem că sunt mai multe mai puțin decât niște proiecte. Sunt mai de o ciornă, de fapt, în românește, colegi. Uh -huh. Deci aceste ciorne de legi care au pornit de la serviciile secrete uh, au foarte multe uh, prevederi uh, neconstituționale chiar și unele antidemocratice. Însăși, acest fapt, faptul că aceste ciorne au fost de legi, au fost create de serviciile secrete și gândite de o minte. serviciile secrete este aberant. Și îngrijorător. Că, absolut. Dar este aberant în sine pentru că eu, eu cel care sunt reglementat, îmi fac singur o lege. Am mai dat exemplu să adică ca și cum noi doi acum, nu știu, avem noi un interes și ne dăm singur o lege și se spune, băi, de mâine Chiruță și Munteanu au dreptul să circule pe roșu că cum? Ai, ai, nu în primul rând asta, tu ești, tu ești la reglementat și tu îți faci singur legea. Asta una la mână. Dincolo de, la, de latura asta morală e și neconstituțională pentru că serviciile secrete nu au drept de inițiativă legislativă. Doar guvernul, parlamentul și 100.000 de, cetățeni dacă se adună prin semnătură. Deci nu aveau ce să caute. Pur cel mult să dea un consultanță. Absolut. Să vină uh, un par, niște parlamentari și să zic, noi avem nevoie de consultanță că până la urmă cu, pe voi vă privește aceste legi. Uh, Ici cele n -au, n au intrat, nu au pornit într-un firesc de la parlamentar, pentru că până la urmă marea problemă în România în momentul de față este că aceste servicii nu au absolut niciun control civil. Teoretic, Teoretic e adevărat ce se spune că acele comisii parlamentare sunt mai mult de fațadă, care le controlează absolut, sau care ar trebui. Absolut, este adevărat, da. Teoretic inclusiv directorul A, se se directorul, se directorul serviciilor secrete sunt e persoană civilă, da. Eduard Hevik este persoană civilă, fost politician, Gabriel Vlase Vlas la sie este fost politician, acum civil, la SPP. Că sunt mai multe servicii: este, sunt SRI, SIE, SPP, servicii de informații nu neapărat secrete, serviciu de informații al armatei, serviciu de informații al Ministerului de Interne, toți au teoretic. Director civil, tocmai în ideea de a exista un acest un control civil asupra acestor servicii. e că cu timpul oamenii dau de putere și dau de și uh, rămân în scaun multă vreme și încep să se alieze cu cei pe care îi controlează teoretic. Uh, la fel la comisiile parlamentare. În general, comis, în comisiile parlamentare sunt personaje care uh, fie uh, au legătură la un moment dat în uh, cariera lor cu nu ne cu serviciile secrete, dar cu acele colegii de pe colegiul de la SRI, colegiul de apărare, practic nu prea ajungi dacă nu treci pe acolo. O castă, o castă, da. Și în plus uh, plus uh, foarte multe vulnerabilități. Foarte multe vulnerabilități, foarte, o, teamă, o, teamă, o teamă că li se face, le se fac dosare penale mulți dintre ei având bube și bă, dacă mă iau de SRI și chiar îl controlez pe bune, a, SRI cu justiția, cu procurorii, mă trezesc cu un dosar penal. Așa că mai bine mă fac că nu văd. Și dovada că nu funcționează aceste comisii de, de parlamentare. control, parlamentare de control, este că, de exemplu, SRI și si au obligația să pună anual cât un raport de activitate, un raport în ceea ce, de activitate, de activitate ce au făcut. Ori de câțiva ani aceste rapoarte nu mai sunt depuse. Deci nici măcar această obligație legală de a pune raport de activitate nu mai este îndeplinit. Uh, mai mult decât atât, audierile în comisiile astea se fac cu ușile închise. Ori știm, de exemplu, din, din, din America, că audiera la în senat, senat a unui șef al așa este publică. Că, sigur, publică, anumite, se filmează, anumite o pe YouTube, știu. Anumite de, subiecte sunt, sunt uh, secrete, dar mare parte din discuție este publică, pentru că, până la urmă, noi trebuie să știm. Și, nu, și chiar în ciuda acestui control și acestei, în, în, și în Statele Unite au fost abuzuri și vedem Edward Snowden și toate acești, toate acești avertizori, mai era un cum îl cheamă pe cu Wikileaks și multe, NSA și toate scandalurile care au fost și acolo, CIA-ul care are o reputație proastă că calcă legea tot timpul deci, unde, deși de, există un control mai puternic mult mai puternic decât în România sau, Senatul ei, contează, da. da Ori la noi aceste comisii de parlamentare sunt chiar o vrăjeală efectivă să fie acolo o formă fără fond și nimeni nu-i controlează. Ori în contextul în care oricum nimeni nu-i controlează, ei ar fi avut puteri și mai mari. Dar care au fost astea, stipulările alea aberante? A fost una aia m-a amuzat cel mai tare. Eu, cetățean de la țară, da? oarecare, îmi vine unul cu o legitimație SRI, și dintr-o dată eu trebuie să mă supun lui că are el dintr-o misiune, inclusiv orice, adică poți mă dea afară din casă, că acolo își fac ei punct de lucru. Da, da, da. Am dat, -am dat -am un exemplu. Noi am făcut la presă, am, am avut un specialist care, sub protecția anonimatului, s-a temut să. Pentru că era din, din zona lor. Am făcut o analiză acestor a acestor, acestor, acestor proiecte de legi și a identificat foarte multe probleme. Buben cap, cum să spun. Da, în primul rând, în primul rând această, la un moment dat în aceste legi se spune că serviciile sri U va căpăta drept de inițiativă legislativă. Ori lucrul ăsta nu se poate face printr-o lege. Trebuie să schimb constituția pentru ca sri să capete drept de inițiativă legislativă. Mai există undeva în Europa așa ceva? Nu, sigur că nu, nu. De exemplu, ei au vrut să-și facă, vor să-și facă, să fie anchetați de, de, procurori speciali. Adică nu orice procuror poate să ducă să, l ancheteze pe un ofițer al serviciului secrete, ci doar procurori anume desemnați. Doar că nu se spune în lege Cine desemnează pe acești procurori? Cum? După ce criteriu? Cum desemnează? Că poți să zici, nu, poate, nu știu, ca la secția specială, să zicem, există o. Nu, pe a procură... anume desemnează. Cine desemnează? Cum? Nu se pot face percheziții sau nu poate fi reținut un ofițer al serviciului secrete decât cu acordul directorului serviciului respectiv. Bun, dar cum mai fac eu un flagrant dacă trebuie să-l anunț înainte pe directorul ăla? Și ce garanție am că directorul ăla nu își va proteja angajatul și va spune, bă, vezi că te atacă ăștia. Nu pot fi percheziționați, de exemplu, conform acestor proiecte. N-ar putea fi percheziționați a ofițerii uh, SRI, de exemplu, sau, mă rog, și a SIE și a celorlalte servicii fără prezența uh, juristului instituției. Dar în lege uh, nu spune bun și ce se întâmplă dacă juristul nu vine. Ce se întâmplă dacă juristul nu e în localitate? Eu nu mai anchetez pe ăla, stau și aștept. Eu dacă, ca să fie prezent juristul, înseamnă că eu trebuie să-l anunț pe om. Bă, vezi că mâine îl are pe ăsta. Păi, pe are, cel vizat are timp să șteargă probile. Practic, Uh, asta cu colaborarea, în primul tu practic ești obligat să colaborezi cu un ofițer de serviciu secret și mai mult decât cel mai grav mi se pare este că nici nu ai voie să spui asta după aia. Adică vine și mă abordează pe mine uh, uh. Eu nu am voie să spun asta. Păi de ce? Cum? Unde? Ce, care, este? care e secretul faptului că... Sau cum pune în pericol siguranța națională că un ofițer seria venit și m-a abordat pe mine? Bogdan Pârloc, procurorul Bogdan Pârloc, cred că singurul care a avut curaj să abordeze deschis dintre cei din sistem aceste aberații din lege, spune că inclusiv această, aceste limite ale colaborării nu sunt prevăzute clar într-o lege. Curtea Constituțională spune clar că lege, orice lege trebuie să fie clară, adică nu trebuie să, în mod normal o lege nu trebuie eu ca să nu nu a să am nevoie de un, equivoc. un jurist. Adică eu cetățeanul Chiruță, eu trebuie să înțeleg eu singur legea, fără să am nevoie de un jurist care să mă sfătuiască ca să o pot respecta. Ori legile trebuie să fie clare, fără ambiguități și cu limite clar de limit, specificate. Ori aici nu se spune Adică, care sunt limitele acestei colaborări? Ce poate? Păi că dădea exemplu, un exemplu extrem, un uh, procurorul Bogdan Părălog, poate vine mâine un ofițer seriu la un cetățean sau la o grupare de cetățeni și spune, domnule, vreau să colaborăm să dăm foc Bucureștiului. Și eu zic, păi n-am voie să refuz, nu? Că conform Așa spune legii, legei, spune da? Că, care sunt. Ce, în ce domeniu pot colabora eu? Până unde pot colabora cu. cu cu, aceste, cu, acești ofițeri. Plus, se spune că este una afectată siguranța națională dacă se pune, în pericol, se pune în pericol interesele financiare ale României. Cine stabilește care sunt interesele financiare ale României? Un ofițer, SRI sau SIE? Cum? Care sunt când știu eu că am pus eu, eu cetățean am pus în pericol uh, interesele financiare ale României și cum vine, iarăși nu sunt delimită ce înseamnă, legea nu spune ce înseamnă aceste interese uh, uh, spune, de asemenea se pune la atentat asupra siguranței naționale dacă sunt uh, se, uh, afectate în, în, educație și sănătate, dacă sunt afectate interesele educației și sănătății. Bun, ce înseamnă chestia asta? Cum? Nu mai trimit copilul la școală, pun în pericol educația, nu nu știu, un director iau deci, Sunt, sunt niște ambiguități uriașe în care, practic, ar face... Lasă ar multă da, elasticitate, da? Ar da libertate totală acestor oameni să facă orice vor ei, practic. Cred că mai era o stipulare ca în Consiliul de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, da? nu se mai lua o hotărâre prin vot, hotăra doar președintele. Era legat de faptul că, de exemplu, nu mai existau să impunea o singură cale, o singură motiv pentru care un șef de serviciu secret mai putea fi dat afară de, doar dacă se afilia unui partid politic. Mm. Asta era singurul puteri, da. legii, singurul motiv pentru care un șef putea fi dat afară. Ori asta e normal că să era nebun să ce șef de partid e nebun să se înscrie într-un partid politic. Practic, ce șef de serviciu. De serviciu, da. Practic, prin asta, șefii ăștia de serviciu erau înscăunați pe post pe viață. Nu se prevede nicio metodă, prin ca, nicio, nicio limită a mandatelor lor până când, cât pot să... Bine, nici acum nu este o limita a mandatelor lor, ceea ce e o problemă. În mod normal ar trebui introdusă o limită. Ca la președinți un an, doi, pentru că un an, doi, un mandat, două mandate. Pentru că această limitare nu e pusă doar așa să fie acolo. Iar are un sens. În momentul în care un, un Și, de exemplu, la uh, poliție se practica lucrul ăsta, nu știu dacă se mai practică acum, uh, șefii de inspectorate județene de poliție erau mutați din uh, oraș în oraș, din, la, la ceva vreme. De ce? ca să nu, nu ai timp să-ți faci conexiuni în orașul respectiv. Cu mafia și locală, cu erasirile. Cu politicienii da, da, Acum, da. de exemplu, vorbesc cu un jurnalist jurnalist din Iași, de unde sunt eu de fel, care ne spune păi, stai mă că procurorul de la DNA păi el stă la masă, ies... până la urmă orașul e mic, nu, sunt aceleași restaurante, aceleași uh, locuri în care te întâlnești și inevitabil te cunoști cu oamenii ăștia, te întâlnești și te duci și stai la masă și eu știu, la același restaurante, la același petreceri, la... E, cum, după aia, dacă ești prieten, nu mai vine să-l arestezi sau să sau oricum, ea, e, prietenul meu. Și atunci se mută, se mută tocmai în locuri noi ca să fie din nou, să nu mai aibă prietenii. Și atât la fel și cu serviciile secrete. În mod normal ar trebui pus la o dată, la 4-8 ani un nou director, tocmai în ideea ca să, acel să, nu prindă rădăcini, să, să nu prindă rădăcini, da? rădăcin, pentru că după 4-5-6 ani încep să prinzi sistemul și încep să-ți faci conexiunea acolo în sistem care te, și încep să devin din ce în ce mai puternic. Ideea e să se limiteze puterul noastră director. Ori ei nu doar că nu vreau să impună un, sau nu vor să impună această limitare, vor să extindă practic pe viață mandatul unui, unui director SRI. Avem acest scurt istoric. Au apărut aceste drafturi. Da. Ele trebuiau să ajungă am înțeles la guvern și parlament. Au apărut în presă. Și a apărut uh, și domnul Helving uh, și a dat o declarație. Ce în e foarte limpede este uh, se știe sau nu se știe cine le-a scris în primul rând. Ce minte a putut să gândească grozăviile astea, unul la mână, doi la mână. Iohannis uh, zicea că știe el cine l a dat în presă. Îl urmăresc și pe Cristoiu. Cristoiu a spus că el crede că Iohannis s-ar putea să fi făcut asta, ceea ce m-a amuzat. Nu, nu, cred că Iohannis, pentru că n-ar fi avut niciun interes din contră, s-a întors și mai rău. Adică, un sondaj recent, cred că chiar luna asta a făcut, da, da, un sondaj făcut publicității, dat publicității luna, în luna iunie, făcut la nivel regional pe toată Europa de Est, arată că dintre toți liderii din, toți șefii de stat din Europa de Est, Iohannis uh, are scăderea cea mai mare de popularitate. Adică, La sondajul uh, ăsta voiam da, să ajungem. Da, da, cea mai mare scădere de popularitate și de încredere uh, dintre toți liderii din Europa de Est. Adică, Mie tot mi se pare că a rămas cu mult. Cât era, era de la 44 la 28. Bun, dar da, e o scădere ca. importantă totuși și acest scandal de acum nu cred că l-a ajutat, adică din contră a enervat și pe mulți dintre cei care mai credeau. Deci nu cred că l-a dat Iohannes, n-avea nicio miză, n-avea niciun interes. Eu cred, că eu bănuiesc mai degrabă pe cineva tot din zona, din zona politicii, cineva dintre politicienii care au avut acces la acest, pentru că aceste drafturi Uh, au recunoscut-o chiar ei și Crede Să putea întoarce atriva, sau... mm, yeah, și, 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 și partidele și serviciile secrete nu sunt niște monolituri, nu sunt niște blocuri unite. Și acolo sunt tabere nu toată lumea se iubește, din contră. Sunt niște multe răfuieli în interior pe care noi, în afară de cei de la USR care sunt tot timpul se bat la vedere, n-au nicio treabă, ei se scriu când se supără cineva, pachii mea scrie pe Facebook și în jură partidul, ei, la celelalte la PNL și la PSD, ei o disciplină mai mare, nu s-a apucă ea. ei se, se taie în interior, în spatele uh, cortine. cortinei. Ei, și acolo cineva interesat, probabil chiar chiar să, uh, să, arate, mă rog cineva supăra pe Iohannis cineva supăra pe Ciucă cineva supăra pe Ciolacu eu așa bănesc că din zona partidelor a venit a venit informația dar dincolo de asta n-are importanță până la urmă cine a dat-o. Foarte bine că și că uneori și din răfuielile astea dintre mafii a, câștigăm este noi. este un personaj, cel care a dat-o, dar mai există, se pune întrebarea, cine le-a scris? Că am văzut că dau vina unii pe alții acum. Da, 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 exact. Și a ieșit că... cu un comunicat în care a spus că de fapt administrația prezidențială le-a scris și ei Cie au fost care doar... nu prea iese, de obicei. Care nu prea iese. da, a fost interesantă poziția asta, da, care a practic a, prea -a vulnerabilizat pe, pe Claus Iohannis, pentru că a spus că administrația prezidențială i-au consultat doar pe ei, și că uh, uh, aceste drafturi au fost scrise, practic, posibil în CSAT. Nu e clar cine le-a scris, dar, uh, de exemplu, noi am primit aici la presa am um, un, un răspuns oficial de la uh, Comisia Parlamentară de Control a Seriei, uh, care ne-a spus exact uh, chestia asta, că da, uh, aceste drafturi vin de la serviciile secrete. Deci există un răspuns oficial în sensul ăsta care, în ăsta, că aceste, aceste drafturi au fost uh, scrise de serviciile secrete. Uh, sunt voci că ar fi, care spun că ar fi mai vechi chiar decât... Uh, deci în răspunsul spune așa, vă informăm că pachetul de legi în domeniul securității naționale a fost elaborat la nivelul instituțiilor din domeniul securității naționale. Adică serviciile secrete sau CSAT-ul. Mm -hmm. că și aici e o interpretare, poate să fie și CSAT-ul. Respect, dar CSAT-ul înseamnă, de fapt, administrația prezidențială și dacă coroborăm cu ce a spus SIE, s-ar putea să fie chiar produse chiar din zona Iohannis, deci nu cred că el le-a dat uh, public. Eu am înțeles dar nu e o persoană, deocamdată nu putem nu știm concret o persoană, ceea ce are și o problemă, pentru că în mod normal acest circuit este greșit și nedemocratic, pentru că aceste, acest pachet de legi trebuia pus, făcut public, nu trebuia să fie pe surse, adică nu trebuia să apară pe surse acest pachet. E anormal ce s-a întâmplat, e minunat că cineva a fost la a făcut publici public, dar nu era, nu e normal să fie așa. El, în mod normal, acest pachet trebuie să fie într-o dezbatere publică reală, să le știm cu toții uh, și să dezbatem pe ele. Trebuie să fie în circuitul parlamentar uh, și să nu ne punem noi întrebarea cine le-a dat, cum le-a dat și de ce. Mie mm. mi se pare un precedent periculos. Da, care pune libertatea noastră. Bă, așa cum e democrația asta aici la noi, e cumva e. Uh, și suntem, până la urmă, cetățeni liberi sau ținem uh, cât mai putem de, ținem cu dinții de treaba asta. Uh, to toate aceste drafturi citite ți se ridică pe un cap privind libertatea ta da, ca individ. Absolut. Absolut, da, da, da. Aici, practic... Și de... faptul că cineva din zona aia gândește în termeni ăștia, băi, lasă-mă să fiu îngrijorat de, de viitorul... da, da eu sunt foarte îngrijorat. Eu sunt foarte îngrijorat și am tot zis-o, mă mir când mai avem posibilitatea să mai discutăm acum aici nu știu cât o mai fi în ritmul la care merge societatea în momentul de față mă ne mutăm cât... pe telegram da, 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 mă întreb cât mai dura, va mai dura până nu vom mai putea vorbi eu mă bucur într-un fel că totuși a fost o reacție a societății așa slabă cât a fost dar i-a făcut pe acești oameni să dea înapoi spuneai tu la început că pe canalele de televiziune parcă simți că ești certat și da, același sentiment îl am și eu când vine vorba de autoritățile statului român. Practic, în această poveste, cel puțin, dar nu doar în această poveste, și în pandemie, dacă ține minte începuturile, toată lumea ne certa pe noi. Toată lumea ne certa pe noi. Ori eu eu m-am săturat să fiu certat de angajații mei până la urmă. Da? Ce Pentru că noi Când zic că, când, și când folosim termenul ăsta de angajații noștri, știu, oamenii se care Iohannis a venit noastră. și ne-a certat că de ce a apărut public chestia asta. Helvic a venit și ne-a certat și a spus de securism, nu știu, ciucă ne ceartă pe altă chestie. Pe vremuri Vela și cu cine mai era pe acolo, Arafat ne -a certat că nu, eși, nu înțelegem noi legile alea pe care le citeau ei de adormea și nu înțelegeai nimic. Uh, adică E. Cearta, chestia asta a autorităților de a ne certa este complet greșită și enervantă și periculoasă, dar mă bucur totuși că a existat o reacție care a iritat și cred că vor da un pic înapoi. Nu știu cât de mult și cât pentru cât timp, dar cel puțin pe aceste drafturi clar nu vor mai fi uh, posibile. Deci, un uh, câștig există și o, o reacție a societății există. Mai. Uh, uh, dar. Uh, Problema pe care cred că nu au înțeles-o românii, din păcate. Românii nu au, nu au înțeles, nici acum, după 30 de ani, 32 de ani, ce înseamnă democrația, în final. Și am, noi am perceput că democrația și libertatea sunt niște chestiuni ca abstracte. un dat. Ca ah. un dat. Odată ce le-am primit, gata, la revedere, numai. Ori este fals. Noi vedem și în Occident că sunt tot timpul sub amenințare. Adică democrația și libertățile noastre se apără continuu. Când aud chestia asta, domne, am obosit, prin nu, nu se oprește niciodată. În momentul în care te-ai oprit, sigur că nu înseamnă să stai tot timpul în stradă, absolut, și nu înseamnă să devenim acum specialiști și în justiție, și în sănătate, și în asta. Dar, în același timp, trebuie să existe aceste elemente ale societății care să reacționeze mereu. Mereu și mereu. E o luptă continuă, nu se oprește niciodată democrația nu e un dat. Democrația poate dispărea oricând. Am văzut în pandemia asta, niște state au devenit totalitariste peste noapte. Bun, da, dar diferența Avem este niște că... niște abuzuri în Australia, în Noua Zeelandă, în Canada, nu mai zic, adică n-am voie să ies în stradă să demonstrez împotriva ce, pentru că îmi suspens contul? Băi! Alo! Da, dar au fost totuși niște limitări temporare. Tot. Adică, mă rog, acum nu mai e valabil... Până la urmă aceste democrații mai vechi, cumva au, au pus niște limitări care pot au fost. Cred că pot... ține de puterea statelor și a parlamentelor să, să țină lucrurile totuși funcționale. Hai să spun o treabă, o eu, eu chestie pe care o, o tot repet aici și mi-am pus în cap să o repet cu determinare pentru că știu că oamenii care se uită la noi cel puțin pe YouTube se uită cam 20 de minute, cam asta este constanta. Da. Faptul că Statele Unite au devenit o mare putere acum vreo 200 de ani este pentru că au avut aceste prime două amendamente foarte puternice. Uh, libertatea, liber, uh, libertatea de expresie și alternanța la putere. Uh, mi se pare că uh, faptul că Statele Unite au devenit o superputere pornind de la aceste două uh, fundamente, a adus lumea occidentală la un tip de bunăstare fără precedent în, în istorie, cu toate problemele care sunt, că sunt o grămadă de Nicun probleme, nu perfect, dar totuși e un tip de bunăstare pe care umanitatea, lumea l-a atins fără precedent în istorie. E, se schimbă hegemonia puterilor în momentul de față, crește China, crește India, avem probleme cu Rusia, Uh, și de acolo să mă iertă Dumnezeu. Vine un sistem pe care n-ai vrea să-l ai la noi aici în România, nici vreun exemplu rusesc, indian, chinezesc. Uh. Pe de altă parte, ce vezi în Statele Unite, de unde se dădea ora exactă a democrației, e puțin îngrijorător, pentru că ai porni și de la ideea de cenzură. Faptul că noi beneficiem de problemele astea de cenzură pe la noi prin presă. Care funcționează și ele în, în mai multe feluri. Funcționează și la genul că ai o idee despre o anchetă, tu, jurnalist, te duci la redactorul șef și le -a spune, bă, ne, e neinteresant, hai, bagă alt subiect, știi? Funcționează în multe aspecte. E, puseurile astea, care mie mi se par feudale, acum le văd că vin din Statele Unite. Ceea ce mi se pare că, lasă-mă să mă sperii, am copii la casă, da, are 16 ani, lasă-mă să fiu puțin îngrijorat pentru viitorul care va veni și pentru, pentru fimea, pentru că în timp ce puterile astea trei pe care le-am amintit cresc, în Statele Unite pare măcinată dinăuntru de, de toate aceste aspecte. Și ele, uite, că se transpun și la noi aici, la marginea Orientului. Da, eu nu sunt de aceeași părere cu tine, eu n-aș fi chiar atât de îngrijorat, de... adică sunt îngrijorat, dar nu din cauza Statelor Unite. Contrazimă-te, rog! Deocamdată, cel puțin, deocamdată, cel puțin, pentru noi românii, dacă luăm așa strict, Statele Unite rămân singurul sau cel mai important garant al libertăților și democrației, pentru că vedem, din păcate, că Germania și Franța sunt mult mai ezitante și mult joacă Adică Franța, cel puțin prin Macron, pare că e cap dispusă să ne trădeze la prima, primul interes. Franța, Germania mai mult e împinsă de la spate de societatea civilă de acolo sau de chiar de americani. Deci, cel puțin din punctul de vedere al protejării democrației, nu cred că pericolul nu cred că vine din Statele Unite. Până la urmă, Statele Unite au un mecanism mult mai bun de de check and balance și de reglare interioară. Sigur că și acolo nu e nimic perfect și uh, sunt foarte multe uh, derapaje și... Au inventat uh, cancel culture ăsta care mă, mă, scoate din minți. Da, din minții. e o exagerare acum din punctul, din punctul de vedere categoric. Da, uh, și s-au ajuns la niște situații aberante, în, uh, mai ales în zona universităților americane, uh, care pentru noi de aici uh, sunt uh, greu de acceptat. Dar nu, nu cred că pericolul vine din Statele Unite. Adică sunt convins că pericolul din, pentru democrație nu vine din Statele Unite, din contră. Cred că de acolo vine apărarea. Problema într-adevăr este cu aceste state care devin din ce în ce mai puternice și care uh, prinse să devină din ce în ce mai agresive. Dar sper ca, de exemplu, China să fi fost totuși uh, descurajată de reacția uh, bună a uh, Uniunii Europene, pentru că dacă totuși e ceva care a luat prin surprindere pe Putin a fost reacția destul de rapidă și de fermă a Uniunii Europene. În condițiile în care, iată, vedem că suferim cu toții din cauza asta, cresc prețurile și pentru Uniunea Europeană impunerea de sancțiuni Rusiei a avut un efect de invers. De bumerang, da. De bumerang, da, clar. Deci a fost de foarte de dificil să impunem să impunem, să impună UE sancțiuni Rusiei, dar cu toate astea au făcut-o așa cu, și inclusiv ajutorul dat, statelor ăsta Ucrainei și chiar în ajutorul american dat Ucrainei, care cred că una dintre mizele acestei povești nu are legătură numai cu Ucraina, ci cu faptul că să fie descurajată și China, pentru că până la urmă. Războiul acolo e, da, la mare. China e cu adevărat periculoasă. Uh -huh. Rusia e periculoasă, dar s-a dovedit că doar la nivel local, adică, ok, amenințarea nucleară e ceea singura chestie care le-a mai rămas. Până la urmă, indiferent de ceea ce se va întâmpla în Ucraina, în momentul de față, de acum încolo, Ucraina ca țară este salvată, pentru că, într-o primă fază, atunci, în centru. Cred zbor... că rămâne fără teritoriu lat. Da, dar ca. De, inițial când a pornit războiul, toată lumea a fost convinsă, inclusiv occidentalii, specialiștii occidentali au fost convinși că Rusia va ajunge foarte repede la Kiev, va captura puterea și va trage... Se pare că a fost o șmecherie de armată asta, cu s-au făcut ca a, a, că atacă Chievul pentru că pe ei de fapt interesau sudul. Nu, nu, cred. Nu, nu, nu e cred. o chestie eu cred. pe care au mai făcut o în. Da, în eu, post, că, tu, eu, eu cred că și-au dorit că e cu totul și au vrut să impună un nou guvern acolo și să controleze cu totul acea țară, dar nu le-a ieșit. Dar dincolo da, de asta, în schimb, China e cu totul altceva. În primul rând că Rusia are o problemă uriașă de corupție și s-a dovedit că armamentul lor este fie învechit, fie făcut prost și cu tehnologii vechi, vechi sau depășite sau prost făcute, ceea ce nu-i cazul în China. China a investit foarte mult în zona tehnologiilor noi. Citeam acum vreo câțiva ani de exemplu că doar în zona de inteligență artificială și de dezvoltare a noilor tehnologii, China are angajați 100 de milioane de oameni, pentru că își permite, care de unde, ceea ce... Țările europene, de exemplu, sau Statele Unite, nu au fizic atâția oameni pe care să-i să blocheze într-un singur domeniu. Deci, evoluțiile chinezești în zona de inteligență artificială sunt foarte mari și uh, cu, deja nu cred că va mai depinde foarte mult de tehnologia occidentală. Sigur că i-au copiat foarte mult, dar uh, s-au dezvoltat foarte mult. Armata chineză, a ei, și China are arme nucleare. Știu o chestie despre China. Am înțeles că dacă. Uh, ei fac o declarație publică pentru un nivel de performanță tehnologic, uh, să fii sigur că de fapt sunt cu patru pași în față, dar nu spun. Tocmai am citit ieri o chestie, mi-a apărut în feed despre, despre China, o chestie nouă. Uh, știam de pildă că există această aplicație TikTok, da. care funcționează mai ales la, la adolescenți, Uh, și uh, în China este reclementată pentru fiecare adolescent uh, care o... Utilizează, n-ai voie mai mult de două ore pe zi, iar în feed în care oricum tu te abonezi la, la entuziasmele tale, în feed ul ala apar întotdeauna tot soiul de filmulețe cu chestii tehnologice pe care le încasezi tu adolescent. Uh -huh. Încă o chestie care a, pe care am citit-o ieri, elevii chinezi poartă căști care le măsoară nivelul de concentrare la școală. Roșu înseamnă că ești profund concentrat, albastru înseamnă că ești distras, alb înseamnă că ești neatent. Informațiile sunt apoi trimise atât profesorilor cât și părinților. Băi, ce e asta? Da, bun, China s-a ajuns la un control de ăsta social uriaș, adică inclusiv cu recunoaștere facială și cu un sistem de credite de-astea nu, e nu ne, nu nu e o societate în care nu aș vrea să trăiesc sincer. Am înțeles că Dar... au și niște oameni în stradă să demonstreze că de ăștia închiși în casă și oricum că nu și-au luat salariile sau ceva de genul și certificatele care erau verzi de vaccinați s-au transformat brusc în roșu. Da, 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 da. Da, și, -a și au venit poliția și au luat închis orașe de 25 de milioane de că, în Shanghai și asta au blocat, adică puterea lor de a bloca milioane de oameni e uriașă dar eu sper sau mă rog multă lume speră că totuși până la urmă China are de, depinde de comerțul cu, cu lumea occidentală mult mai mult decât Rusia. Până la urmă Rusia nu avea foarte mult de exportat în afară de această materie primă, petrol și gaze și alte lucruri. N are Rusia nu exporta altceva decât materie primă. Sau ei, pe când China este fabrica lumii, da? toate lucrurile se fac acolo. Ori China nu știu nici... pe nimeni pe planeta asta să ne aibă ceva chinezesc da, în casă. Exact. Ori, ori, deja se discută, deja se discută în nou context de o anti, de un, o globalizare, de o reversată, cum ar meni. Adică deja se discută în Europa dacă nu cumva ar cam fi timpul să ne aducem fabricile înapoi, pentru că ok, ne-am mulțumit, ne-am bucurat la mult, lucrurile ieftine care se produc în sau mă rog munca ieftină și tot ce se produce acolo e foarte ieftin în China, dar s-ar putea în nou context exact în ce spui că crește puterea Chinei și chiar amenințarea ei, dacă n-ar fi mai înțelept să se aducă înapoi fabricile sau mă rog, tot ce s-a exportat în China, Europa să aducă înapoi în, să se facă aici. Ceea ce ar fi problematic pentru China, pentru că până la urmă nicio țară nu se poate susține prin ea însăși, oricât de puternic ar fi. Și cea mai mare parte a comerțului chinezesc și a relațiilor economice chinezești sunt cu Uniunea Europeană. E adevărat că China s-a extins foarte mult acum în Africa și în America de Sud, dar, dar rămâne Uniunea Europeană pentru că... Și în state, din statele noi vin o grămadă de bani în China. Da, bun, dar și China are foarte mulți bani în Statele Unite, adică mm -hmm. inclusiv au cumpărat foarte okay. mult acolo și obligațiuni și credite și, da, o retragere a banilor chinezi în Statele Unite s-ar putea să pună probleme. Dar ă, ă, asta spun, ă, oarecum e complicat să mai, niciun stat nu mai poate rezista prin el însuși în noua economie. Nu se putea nici, nici apropo de aberația lui Ceaușescu, care vrea să scape datorii mm. și să reziste. Mai datorii nu există, iată. Da, exact, da, deci nu se mai poate. Dar și sper că, că această reacție, eu știu, a, a lumii occidentale în care au blocat sancțiuni care totuși au afectat uh, Rusia, să o limiteze și intențiile Chinei, să nu... Da, acum e greu de, de zis, pentru că la, la începutul războiului din Ucraina, în februarie, vorbeam la un moment dat cu... Un, am făcut un interviu cu un român care lucrează la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate și care îmi spunea că, practic, e Institutul Oficial al Uniunii Europene care analizează tot felul de scenarii în zona de, de, securitate și spuneam dumneavoastră că niciunul dintre scenariile noastre de specialiști care stăm și analizăm să nu, nu prevedea un război în, în, Europa atât de repede. Adică ok, vedeam că Rusia se duce înspre direcția aia, dar ne estimam la un 2030 și că inclusiv specialiștii din securitate din Europa au fost luați oarecum prin surprindere că lucrurile s-au precipitat atât de mult. Deci, Asta arată că e foarte greu să prezicem până la urmă ce se întâmplă anul viitor putem să spunem acum că și că nu va fi, dar poate va fi, cine știe. Dar oricum, lumea a devenit instabilă. S-a terminat, terminat, din păcate, pentru noi perioada de liniște și pace și lumea a devenit foarte instabilă și orice se poate întâmpla oricând. Asta e clar, din păcate. Nimic îngrijorător. Da. <laughs> Am citit, cred că pe In Politics, da, un, stai puțin, o serie de sondaje ample ale think tank-ului slovac Globsec în fostele state comuniste, da? Da. în care și România arată că 1. România este singura țară din sondaj unde a scăzut sprijinul pentru Occident de la 43% la 27% anul acesta, tot singura unde a căzut satisfacția față de democrație de la 30% la 23%. 47% dintre români cred că forțele oculte controlează lumea cu scopul instaurării unei hegemonii mondiale. Vezi Davos, grupul Blinkberg, am zis bine, cred. Așa, 66% cred că indiferent de cine va guverna România, nu se schimbă nimic. Încrederea în Iohannis s-a prăbușit de la 20... Nu, la 29% de la 44% cât avea anul trecut. 60% vor un lider președinte autoritar, cel mai mare procent din sondaj. Iar 48% îi găsesc justificări Rusiei. 22% din ăștia 48 spun că avea dreptul să invadeze Ucraina, iar 26 cred că occidentul a provocat Rusia, deci răspunde pentru război. Iar restul de 55% nu cred. Deci 48% practic nu urmăresc DGI și Antena 3. Cam mult. Okay. 55% spuneam, cred că Rusia va invada, va invada și alte țări. Nu cred asta, eu personal. 58% consideră Rusia o, amenințare, iar simpatia față de Putin a scăzut de la 40% la doar 16 ani asta. Și ultima treabă, 64% din români, nu cred nu vor trupele NATO în ajutorul Ucraniei, iar 11% nu, vor în, nu mai vor în alianță. Da, sunt cifre îngrijorătoare după părerea mea care pot avea, care au un, totuși o justificare. Încrederea în Iohannis, de exemplu, a scăzut în mod evident, pentru că cel puțin a fost acea poveste de anul trecut, care a fost percepută ca o trădare a electoratului său. Practic, tu vii cu o platformă clară anti-PSD. Câștigi că... alegerile căștigi așa. Câștigi alegerile, dar după aia insiști până cu o lună înainte de a face alianță cu PSD că să cerci și după aia faci alianță cu PSD, adică pf, a fost șocant. Totuși, nu cred că a mai fost niciun politician în ultimii 30 de ani care să fie atât de cinic și atât de să, să mintă. Stai mai microfon. A, a, nu cred că a fost niciun politician în ultimii 30 de ani care să fie atât de cinic și care să mintă halul ăsta până în ultimul moment, pe de-o parte. Pe de-altă parte, povestea, de exemplu, cu intervenția NATO în Ucraina, sigur, normal, e, e o teamă firească pentru intervenția trupelor NATO, efectiv, a trupelor NATO în Ucraina, semnal al, al treilea război mondial. Clar, acolo nu mai este cale de întoarcere, de-aia nici trupele NATO nu intri, intră, că știu lucrul ăsta. Cred că nimeni nu-și dorește, nici o parte, nici alta. Nici o parte nu-și dorește, sigur că da până la urmă, ok, în afară de propaganda aia de care mi-am la început de pe canale rusești că dacă murim ajungem în rai, e știi cum una de la vorbă la faptă e complicat. Băi, de, un delir care e fără precedent. Asta, băi. E fără precedent, da. Dar e teama aia față de, Și de, există, acum cred că s-a mai estompat, dar la început, cel puțin Există o teamă reală, o teamă reală că acest război din Ucraina se va duce spre România și spre chiar mondial. Adică eu aveam prieteni care îmi spuneau, uh, uite, am uitat, am calculat în care e distanța de la mine până la o gură de metrou să văd în cât timp ajung, uh, care și-au făcut pașapoarte că poate pleacă mai departe de Uniunea Europeană. Știu, știu, știu. Uh, deci teama a fost reală. Deci Atunci când a crescut și... benzină. Da, și, și teama este justificată până la urmă. Da, nu știi niciodată cum se întâmplă. Sigur că zici tu că nu crezi că Rusia va invada altă țară dar asta puteam spune și acu acum în ianuarie anul ăsta, nimeni nu credea că Rusia va invada Ucraina, deci nu știi uh, cum evoluează lucrurile și atunci teama este firească și uh, mai nasol este că această uh, pierdere a a, a, a încrederii în democrație până la urmă, și că este îngrijorător și da. faptul că vrei un lider autoritar. De care e fals, este fals. Un lider autoritar nu aduce cu adevărat nimic. S-ar putea să fie totuși întrebarea prospusă și să. Fie, îl iau ca exemplu pe, pe Orban al Ungurilor, da? La el mă gândeam și eu, da. Nu l-aș băga la un lider autoritar. Aș băga la un tip care are ceva de spus că ne place, că nu ne place. Nu, sau e un lider un autoritar pentru că el totuși a blocat acolo o destul de mult, a blocat presa, presa, libertatea de exprimare în Ucraina, în Ungaria e limitată. E un lider nu autoritar. Nu, nu e un ok. autoritar la nivelul, nu știu, unui dictator ca Ceaușescu, o să zicem, dar o doză de autoritate e destul de consistentă, în sensul care el, presa acolo, nu prea mai e liberă. Foarte puține canale mai îl mai pot, pot critica. Opoziția este destul de limitată și pusă la controlată. Plus tot felul de decizii dintre astea care din punct de vedere al, democ al lumii democratice sunt cont contestabile gen lege anti-homosexualitate și multe alte decizii de genul ăsta. Sigur că ceea ce cred, unde atrage Orban pentru populație, este că într-adevăr el a livrat pe partea economică. Și că l am apreciat atunci pentru asta Adică, băi, stai un pic Eu am o populație Aici trebuie să am grijă de Diferența dintre, de exemplu Dintre Orban și Victor Orban Și Dragnea, de exemplu A fost tocmai chestia asta Că Victor Orban, înainte de a pune Piciorul în prag ca politician Și, mă de a controla puterea Aproape total în Ungaria el a livrat economic, au crescut, au fost, nu știu, când a preluat el puterea, Ungaria a trecea printr-o perioadă destul de dificilă economic. Ei, a pornit cu autostrăzi, a crescut economic uh, uh, Ungaria foarte mult. Ori la noi, uh, pentru că nu mai avea timp, pentru că Dragnea nu avea timp, că intra la pușcărie, el n-a mai avut răbdare să... A, a fost și puțin și planul lui cu acele mări de salarii și cu toate s-a întâi să nu, ridici nivelul economic al oamenilor și după aia vor zice, da, mă, lasă că e bun, nu contează. Uh, în condițiile în care și Victor Orban este un personaj corupt, adică la corupt la propriu, uh, cu afaceri făcute din, cu prietenii lui, cele mai importante afaceri din Ucraina, din Ungaria. Vezi, da, da, reflexul. da, aici ce fac. S-a da, tot, cu... tot vorbit foarte mult de Ucraina în ultima vreme și din Ungaria uh, controlate de prieteni de ai lui sau de, sau de. exact ca și în Rusia, de foști colegi de școală și tot felul de lucruri de asta. Uh, Asta e credința oamenilor că din credința oamenilor că un lider autoritar da sentimentul vine, nevoia de lider autoritar în România vine și din sentimentul ăsta a fi real că în momentul de față e un haos total pe ce se întâmplă. Și asta trăim cu toții sentimentul. Adică se... mă gândesc cumva dacă românii care au spus asta în procentul ăsta atât de mare s ar fi gândit la personaje uh, personaj de genul Băsescu, dacă au fi avut Da, la, mai, mai degrabă în zona asta în de Băsescu, cred. Și, într-un fel, cauza ar fi haosul pe care îl percepem acum. Ne uităm ce se întâmplă la actuala guvernare. se vine și spune o chestie, Ciucă vine și altă spune altă chestie. Spun că iau tot felul de decizii. ne cu taxele astea, tot felul de taxe. Nu le iau, le iau, nu iau. Mai mâine se ceartă între ei. Nu știu, vedem ok și Marea Speranță, USR, vedem că se ceartă între ei, Balamuc, totul e Asta este o aberație. Fără Precedent în opinia mea să ai două partide de opoziție, la da? Aur și USR, care ori se ceartă în interiorul lor, ori se ceartă între ele, dar nimeni nu prea are vreo problemă cu puterea. Da, corect, exact. Nici au nu mai există o alternativă. Am dar... văzut cât sau... păciola cu zilele trecute într-o horă la Chișinău. Băi, mi s-a părut atât de penibil. Da, deși, deci, de altă parte, câți chipurile mai face acum oarecare opoziție, că am văzut o declarație care spunea Ce că... De... da, sigur, nu mai contează, că PSD distruge economia și nu știu În fine, dar exact asta, nici măcar partide de opoziție nu mai, e. partide veritabile de opoziție care se luptă. Deci... AUR care nici măcar în zona asta a celor din a, nici măcar în zona asta a societății care au nostalgia lui Ceaușescu, de exemplu, și care au votat foarte mult cu AUR, nu mai e perceput AUR ca pe o, ca pe o speranță, pentru că a, a dezamăgit cum îl vedem singura voce pe care o mai vedem este a lui George Simion, dar care se duce în e, zone. E Da, dar, dar care vente. se duce în zone ridicole, au poze în care și la nu știu, a inaugurat nu știu ce perete cu pozele lui, mă rog, cu desenele lui Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare și Vlațevi. Asta avem nu, nu nevoie acum. Asta e problema noastră că noi... Așa era și cu au... cu Ceaușescu, ce Era Ceaușescu sus, Mihai Viteazu, Cuza... Era da, da, problema, problema este că nici măcar asta nu mai e. Adică oamenii să cred eu, aici, sigur, nu e o părere uh, verificată, e doar părerea mea, adică nu e testată sociologic, e doar părerea mea, că oamenii s-au săturat, nu mai merge nici mă, cred chestia asta, pentru că noi ne gândim ce naiba mai mâncăm mâine, la propriu, sau cât, eu trec în fiecare zi pe lângă două stații de, de PECO și mă uit de fiecare dată să văd cu cât am mai crescut, nici nu mai folosesc mașina, sincer, am lăsat o parcare când am, am mașină pe motorină și motorina e 9, 9 21 lei 21, zic, bă, mi-a făcut met, abonament la metrou. Și eu nu am. În, în Ungaria s-a plafonat prețul. Da, sau deci. nu s-a gândit nimeni la asta. S au, s -au asta. multe decizii în Ungaria s-a plafonat prețul. În alte țări din Uniunea Europeană s-au luat alte soluții. La noi nicio soluție. Dar aici nu s-a luat nicio soluție, și pentru că statului îi convine de fapt acest preț mare, pentru că mare parte din acest preț e luat de stat și e nevoie de bani. Ei. 60% sau 70%? din Ceva prețul, de genul, da. da. Ca și exact, la țigări. Exact. Și atunci, în acest haos în care guvernul, deci în care noi nu știm mâine cât cu cât vor mai crește prețurile, în care, eu recunosc că n-am un venit Băi, rău gândește-te că te duceai asta... la alimentară da, hai să zicem la mega, te duceai cu 100 de lei și plecai cu două sacoși și acum nu se mai întâmplă exact, asta exact, 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 și atunci pentru o persoană cu un venit de 2000 de lei sau care un, un, un salariu cam cam, cam în, în țară, mai ales în orașele mici, 2500 de salariu, nu mai ai ce face deci nu trăi, te descurci cu greu cu 2500 de lei și atunci tu mă vii și mă iei cu Mihai Viteazul. Lasă-l pe Mihai Viteazul, e mort. Uh, guvernul nu face nimic, doar promite, doar se ceartă, ba taxe, ba reduceri, ba nu știu ce. Uh, au promis acum, uh, nu știu, să dea 700 de lei la pensionari. Sau dată, am impresia, da. Sau da, până la urmă, da. dar da. s-au dat cu greu după nu știu cât timp. Și, și, uh... dar nu se dau constant. S-au deci, dat, dat o odată, da, dată. Da, da. da. Iarăși, ce ajutor S-ai mai dat o dată și ok, mersi adică e un haos total și atunci e nevoie, da, oamenii caută pe cineva care să pună ordine în acest haos. Din păcate, sau din, fe... nu, din păcate, nu este nimeni aia, care pune... trebuie să mai jucăm niște golf să ne mai liniștim puțin. Nu, la din cap. păcate nici măcar un personaj autoritar de genul Victor Orban nu mai există, nu există pe, în politica românească în momentul de față și cred că aici e ai marea problemă și am scris un text recent de ce nu mai ies românii în stradă. Păi tocmai de aia nu mai ies români în stradă pentru că pe cine îmi punem în loc? Bun, ieșim în stradă. Când au ieșit în stradă în 2017-2019, era simplu. Era ăla vrea să dea o ordonanță prin care să fure 200.000 de lei și să scape de pușcărie. A, dar, pe de-o parte, că am ieșit în stradă împotriva nu acestei... Am ieșit în stradă împotriva acestei chestii, dar aveam și o alternativă la această chestie. Da, era Iohannis, care era un garant al statului de drept, așa era perceput cel puțin, era PNL-ul care nu era atât de compromis ca astăzi, era USR-ul care a văzut o speranță, deci aveam ceva de pus în loc. Acum, bun, și dacă ieșim în stradă 500 de mii de oameni mâine, ok, dăm jos pe ăștia și pe cine punem în loc? Pe USR care se ceartă între ei ca la Balamuc, pe Aur care au mai rămas doar George Simion cu tot felul de, care nu au nicio soluție economică reală, de fapt, adică ei n-au nimic, nici măcar populisme nu au nici afară de propaganda de-asta penibilă în care George Simion se duce la granița cu Republica Moldova și se plânge, se plânge că nu intră, deși știa foarte bine că nu avea cum să intre, că așa e o lege care le inter mă rog, e o, de -o decizie care le inter e, e o situație fără speranță în momentul de față, deși fără, și oamenii așteaptă pe cineva. Eu asta cred că uh, acum toată uh, electoratul oarecum s-a retras și așteaptă uh, un personaj, un partid, cineva care să vină să rezol să. Să ne scoată din această situație. O să vină alegerile peste noi. Un an jumate, nu? Da, cam așa. Cam așa. Există aceste personaje care se vehiculează că vor candida. Una este Joana, care. Aha. Băi, l-am văzut apărând la TV și pe tot soiul de, de vloguri. Omul nu a spus absolut nimic decât ceea ce s-a spus la știri, adică nu a spus nimic nou. Doar uh, s-a chinuit să apară oriunde. Uh, se vehiculează și, ca mare apărătoare, deși cu toții așteptăm să, să... sau mă rog, unii dintre noi așteptăm să vedem ce se întâmplă cu doamna Ursula și cu celebru cora... dosar nu de corupție cu Pfizer. Nici. Bineînțeles că nu se va întâmpla nimic, dar doamna Chiuveș și ar trebui să deschidă acest dosar, din câte am înțeles. Se pare că totuși are puteri limitate acolo. Uh... În afară de asta, două personaje, cine mai era? Și Joana va fi de la PSD, o să vrea ce cu treaba asta, sau va veni de la Habarnam Voiculescu, de la Partidul Voiculescu? Doamna și va veni de unde? Care va fi sprijinul lor politic? Și cine mai, sunt și alte nume? Deocamdată nu. Ai bun, mă rog, s-a putea Cioloș poate să-și dorească poate George Simion, adică probabil dacă lucrurile rămân așa sigur George Simion va avea să candideze. Joana știu sigur că într-adevăr își dorește, își dorește să fie viitorul candidat, se pregătește deja pentru asta și vedem tot mai dese apariții ale domniei sale în contextul sigur al, al războiului din Ucraina, dar oricum el era destul de discret înainte, acum este foarte prezent și își va mări numărul de apariții publice. Da, se pregătește pentru asta, să candideze Joana. Am auzit și eu de ideea asta cu Chiovi și candidat. Probabil, probabil din partea USR sau reper, nu știu, Acum, sigur, nu știu dacă doamna și vrea lucrul ăsta, poate îi convine situația de la parchetul european și nu vrea să implice în povestea asta. Dar pariul meu este că dacă candidează și are șanse foarte mari. Are șanse foarte mari pentru că ca dincolo de aici în Nu, dar nu contează. Ea este percepută ca un justițiar, da? Este mm -hmm. persoană, percepută ca persoana care a dus lupta anticorupție la apogeu și sigur discuțiile astea pe care le am avut cu toții despre derapajele și exagerările pe care le a făcut ca și uneori chiar încălcări ale legii pe care le a făcut DNA-ul în acea perioadă. Cu procurorii... Da, pentru populație, pe populație contează prea puțin. Pop -o -o, pentru populație, da, dorința, populația vrea răzbunare. Adică nu Sânge, Ce mă interesează pe mine că îl ia pe Xulescu un un pic abuziv? Să-l ia... Nu, no, era acea, acea strigare, nu? DNA să vină cum? Să DNA să vină să vă ia. Asta e tot. Iar, iar în momentul de față în care furia este și mai mare, dezamăgirea este și mai mare, lupta anticorupție s-a blocat total, corupția și-a revenit la nivelurile din, mari și atunci cred că și ar avea șanse foarte mari. Păi, pariul meu este că dacă Chiovi și femeie. Dar nu are importanță asta, nu are nicio importanță. Păi, este... ma, mă, gândesc că suntem mai conservatori de fel și poate... nu. Suntem conservatori, Știi, râdeam de prietenii mei mai progresiști, zic, mă în special de fete, zic, când era doamna, cum o cheamă, de la PSD, care a candidat. Da, zic, băi, în sfârșit, avem prima femeie prim-ministru, voi feministele n-ar trebui să fiți mândre de asta? Nu, pentru că nu criticam pe Frica Dăncilă că era femeie sau bărbat, de exemplu, de exemplu, dacă a fi să, sigur, și înțeleg, dar dincolo de asta, Mie mi se pare că, de exemplu, domnul Ciucă este mult sub doamna Dăncilă. A, cum era pe... Era gluma cu ponta, iartă nu știu ce, așa zic, da, până la urmă la urma urmei Dăncilă nu a avut un doctorat plagiat cum are domnul Ciucă, până la urmă Dăncilă parcă, ok, vorbea prost, dar Ciucă vorbește și mai prost, vorbea și e și mai împiedicat. E... Amândoi avem aceleași sentimente, pot să-ți confirm acum, împotriva PSD-ului, care oricum acum este altă treabă decât era cu câțiva ani. Dar pot să înțeleg asta pe de-o parte. Pe de altă parte, nu pot să nu constat că nivelul de pregătire individual al politicienilor de astăzi este mult sub ceea ce aveam acum 15-20 da, de absolut. ani. Adică, băi, nu mi-e simpatic năstase neam. Dar era de alta vergură și de alta pregătire. Da, asta e cea mai mare problemă, de fapt, în lumea politică românească. Și că cred că și de... în servicii la fel. Mm, nu neapărat. Aici aș fi. Te-aș te contradice. din contră. Cred că sunt multe, mulți, mulți angajați ai serviciilor secrete care își fac treaba și care sunt competenți. Poate că la nivelul conducerii să fie nu neapărat incompetență, cât mai degrabă dorință de putere și lăcomie. Dar pe zona tot. Totuși, în România nu se întâmplă prea multe lucruri nasoale și cred că și datorită serviciilor secrete. Acum, nu trebuie să demonizăm complet, nu trebuie să demonizăm serviciile secrete. Orice țară are nevoie de servicii no, secrete. Deci, dar în problema România, în zona politică, este că, într-adevăr, Nivelul de corupție a rămas la fel, dar nivelul de competență a scăzut. Adică, până la urmă, chiar și guvernul. De atunci nu mai avem politică externă, să fie cu iertare, dar mie așa mi se pare. Adică, când a dispărut să a dispărut și În perioada asta, inclusiv, am avut un obiectiv de țară, intrarea în NATO și intrarea în UE, care... Cu toate de rapa, cu toate problemele lor, ei s-au ținut de acest obiectiv. Adică nu ca acum, da? ne chinuim să intrăm în Schengen, ne chinuim să intrăm în euro. Nu am negociat. La mai zis pe Iohannis spunând ceva de asta, era momentul ideal. Tocmai. Uh, ei, hey, uh, într-adevăr, nivelul de competență a scăzut. Și, și de discurs public, adică nu știu să vorbească, să-mi fie cu iertare. Iohannis este cel mai lamentabil vorbitor. Dar Iohannis are. Nu e la lui de dec de educație, de exemplu, că totuși o mare făcute școlile alea pe bun. Băi, nu știu, nu mi-aș da copilul uh, să-l mediteze la fizică, dacă mă înțelegi. Nu știu, asta nu mă pronunț. <laughs> dar la ceilalți, da, într-adevăr, la foarte mult, de exemplu, de ciucă, de exemplu, care totuși are, eu fi fost un general, poate bun, habana, dar omul nu are nicio treabă cu politica și nu are nicio treabă și are aceste această poveste cu doctoratul, care n-am înțeles de ce și de ce le trebuiau doctorate la oamenii ăștia, în fine, dar evident că omul nu e competent, nu e competent nici măcar pe zona de politică, lasă de vorbă. de economie, de exemplu, care până la urmă este rolul guvernului, dar minte pe zona de, de, de vorbit. Și într-adevăr, da, e o decădere foarte mare a, a, a și vedem că cv lor sunt din ce în ce mai slabe și uite, prin comparație cu Republica Moldova, da, am ajuns să ne uităm cu Jind sau, mă rog, cu invidie da, la Republica Moldova în care au premier și nu știu câți miniștri, terminat pe bune la Harvard și la alte școli. Într-o țară cu o populație de 2 600 de oameni. Exact, exact, exact. Da, și Asta, de fapt, semnalul foarte nasol care se întâmplă este că e percepția asta că, de fapt, nu mai merită să înveți în România, că te descurci mai bine și altfel. Sau chiar e chiar indicat să nu mai înveți, da, mă rog. Hai să citeți niște știruțe noi, din ce se întâmplă pe la noi pe aici. La București ajunge inspector general la învățământ, un fost antrenor, antreprenor de pompe funebre. Da, da, exact. Mitroporia Olteniei este prinsă că fură curent electric. Da. Un pod vechi, acel pod, da, celebru, care a rezistat 10 ani, a fost modernizat pe bani mulți, încât a rezistat doar 6 luni. Uh, șeful de la ISCIR, ce e fi asta de pe țară? Uh, ISCIR e Iscir. organizația care măsoară aparate cazanele, de exemplu, de supresiune, centrale termice, tot felul de. Da, e... uh, am înțeles. Cerea câte 1000 de euro lunar fiecărui șef de inspectorat județean pentru a-l menține în funcție. O consilieră din Ministerul Justiției din România așa concediu ca să depună mărturie în favoarea unei fugare condamnată penal definitiv, tocmai în Bulgaria. La fel procedează un fost judecător la cea mai înaltă instanță, așa zisă CCR, tocmai în Grecia. Da, Aici ce, ce, ce să, mai, ce să... <laughs> Problema asta e marea problemă a societății românești în momentul de față. Decăderea morală, de fapt, a celor care ajung în, în poziții de asta uh, importante. Nu știu cum se va putea rezolva. Uh, pentru că, până la urmă, oricâte multe legi erau discuții, inclusiv în vreodată uh, uh, când campania anticorupție era în floare. Nu poți rezolva toate problemele unei țări cu penalul. Adică nu poți să-i bagi pe toți la pușcărie, că nu asta e problema. Problema este cum facem să existe și un, un control... Niște mecanisme. Niște mecanisme care țin de zona civilă, nici nu cred că de nu zona există, că nu se aplică. Păi nu se aplică, da, da. Pe de-o parte și pentru că oamenii buni oarecum oamenilor buni s-au făcut lehamite și s-au dat deoparte. Și aici e o problemă. Atunci când noi ne dăm de o parte, inclusiv din zona politică. Să știi da? că așa a căzut de pildă, avem acest exemplu, URSS-ul, urss ul a, a devenit un monolit care uh, a avut o ierarhie uh, făcută din niște politruși total incompetenți, iar oamenii care se mai pricepeau la una la alta, de lehamite, de lene, de da. așa, ușor-ușor s-au retras din instituțiile de... Așa, și atunci normal că s au dus în cap pentru că nu se mai sprijinat pe nimic. Nu suntem departe de acolo. Nu, par... din păcate nu. Și asta e rețeta dezastrului, da? Și o vedem în fiecare zi. Eu mă mir câteodată că nu cad mai multe poduri, că nu cad mai multe clădiri că nu sunt mai multe accidente de tren sau, eu știu, de avion. Nu-mi dau seama, din păcate problema pleacă de la, de la educație și acum stau și mă uit retrospectiv și cred că într-adevăr a fost un plan de a distruge educația în România pentru că eram tânăr jurnalist acum 20 de ani și făceam articole cu, despre educație și erau profesori care ne spuneau: Marea problemă în educație este că efectele negative sau pozitive se văd după foarte multă vreme, după Bine 10, înțeles. 15, 20 de ani. Adică, dacă, mâine, dacă noi acum vom ajunge la o înțelepciune și a spune: Domne, trebuie să investim în educație și să schimbăm ceea ce se întâmplă, și, să, și aducem niște specialiști cu adevărat și punem, facem o școală minunată. Lucrurile se vor îmbunătăți abia după 15-20 de ani când acești copii de azi care încep acum școala și care vor fi, ar fi ghidați pe căi... Și care ne plătesc nouă pensiile, teoretic... Vor, fi, vor ajunge la, în poziții de, 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 decizie. Ori noi vedem acum, în primul rând, efectele acestei bătăi de joc care a început în anii 90, chiar în anii 2000, pentru că, din păcate, acei copii din anii 2000 sunt acum în poziție de conducere. Hai să spun o observație pe care am făcut-o. Am o fică de 16 ani care termină acum clasa 9 și trece clasa 10. Este, mă laud cu asta, este și singura din clasă care a luat premiul întâi. Este mult mai inteligentă decât mine la 16 ani. Dar nu pot să nu fac totuși așa această observație că eu la 16 ani Aveam mult mai multe informații despre lume decât are ea în momentul de față. Da, eu sunt, cum să zic eu, mai nuanțată în privința asta. Eu cred că generația de acum este într-adevăr mult mai deșteaptă decât noi și decât a noastră și mult mai deschis, sau mă rog, mult mai deschis și mult mai cu un, mult mai dis, cum se cheamă cu mult mai multe abilități de a de a afla informații și de a, de, se, de a descurca în lume, faptul în sine de a avea foarte multe informații nu îți folosește la nimic. Faptul că știi luceaforul pe de rost nu te ajută okay, cu nimic da, în viață. Da. Adică tocmai aici... Cred că aici nu, a fost, dar vorbesc de... Da, dar aici, aici a fost Nu asta. geografie, istorie, da, sunt nu, lucruri care sunt sigur, totuși sunt importante. sunt necesare și utile, dar dacă doar atâta le ai ca informație nu te ajută cu nimic. Și cred că aici e marea problemă a școlii românești din comunism și de după comunism. Uh, nouă ni se băga pe gât foarte multe informații, dar nu ni se spunea ce să facem cu ele. Eram niște uh, niște baze, niște memorii da? care rețineam niște informații dar foarte, mult foarte mulți oameni nu știu ce să facă cu ele. De exemplu, ne plângem că în România nu se mai citește. Nu se mai citește din cauza școlii. Școala este principala cauză pentru care în România se citește atât de puțin. Pentru că... Și internetul acum, da. Da, bun, dar pentru că nouă ni s-a băgat pe gât acele cu forța, acele, uh, ace, mă um, rog, uh, acele comentarii, de exemplu, la limba română, da, o informație foarte multă, dar care ne-a făcut pe noi să urâm literatura și să, în momentul în care am scăpat din școală să zice, bă, nu mai citesc nimic bine că am scăpat de porcăriile astea. Uh, ți se băgau uh, cu forța, nu știu, informații din geografie, din istorie, din fizică, din asta, fără, a uh, exista o o înțelegere, la, sau mă rog, o să se da și instrumentele pe care să înțelegi să folosești chestiile astea. Până la urmă nu trebuie să știi pe de rost, nu e important să știi pe de rost când a avut loc bătălia de la podul Dar alt. să știi contextul. Contextul cred. și e mult mai important este să știi unde, cum să cauți. Ba, nu știu acum, dacă unde bătălia de -apă? Nu știu, dar uite, știu să cauz sau știu să mă documentez, sau știu să fac niște conexiuni între diverse știri. Deci, Faptul că tu ai mai multe informații, ai mai multe informații decât fica ta, s-ar putea să nu te ajute cu mult mai mult. Din da, Din să prezant, să, -a să o povară. Până una alta se vede treaba că nu prea mă ajută. Și <laughs> <laughs> la cum vorba lui Dragnea despre care a tot și cu ce ajută asta, la, cum, la, cine, și la ce mă ajută pe mine asta domnișoara. Așa? Și cu... Deci nu, nu. școala îți dea foarte multe informații, dar nu îți dea instrumentele să folosești aceste informație. De aici și analfabetismul funcțional, bine, din păcate nici școala din ziua de azi nu mai nu dă. Pentru că, dar eu sunt pe principiu că trebuie să le dai copiilor să-i faci să înțeleagă de unde să caute, cum să se documenteze și ok, înși, cu, sunt profesori care știu să, să dea lucrul ăsta. Eu cred că e utilă și cultura generală, bineînțeles, absolut. Dar nu să știi e... că în momentul în care am spus informații nu m-am referit, că pe mine m -m mă cam enervează sintagma asta de cultură generală mi se pare așa un funfleu de impresionat uh, niște semidocți sau doamne 40 plus, în fine dar da, la nivel de informație și de, de cum să cum bine ai spus să faci conexiuni între treburi și să înțelegi niște contexte aici mi se pare mm... da, 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 da Hai Cine, să te... E cum, comp... da, cum nici școala de ziua de azi nu face ce trebuie, asta e clar. Deși am văzut, sunt profesori, cel puțin la unde învață fiica mea, sunt profesori care chiar își dau real interes. Își depășesc condiția de profesor și sunt dascăli. Exact. Au, au treaba exact. asta, da, sunt asta, mai mult sau mai puțin simpatici. Trebuie să te bag și în această discuție, este o, o treabă care m-a început să mă obsedeze de ceva vreme. Este agenda acestui grup Bilderberg, care este formată din niște oameni destul de interesanți ca în această ierarhie mondială. Păi avem, de pildă, capitanul CIA, William Burns, fost ambasador SUA în Rusia, e unul dintre ei. Avem șeful Regatului Unit de la... Ce scrie aici? Government Communication Headquarters. Șeful uh, France External Intelligence Agency. Mai avem o pe Jake Sullivan, consilier pe probleme de securitate al lui Biden. Niște foști șefi de spionaj uh, David uh, Petrius de la CIA și Sir John uh, Sawyer de la MI6 amândoi fiind în prezent uh, în uh, board members la acest uh, grup Bilderberg uh, și British Petroleum și îl mai avem și pe acest uh, celebru, legendă deja Harry Kissinger, Kissinger, Kissinger da. cred că e, da, Kissinger. Uh, membru Bilderberg din 1957 și uh, mentorul lui Klaus Schwab. da? Oamenii ăștia s-au întâlnit de curând și la Davos, și am înțeles, de curând, și în Statele Unite și au avut niște chestii destul de interesante pe agenda. Uh, au fost și. Niște, uh, au fost și niște discuții destul de abrazive, pentru că dacă acest grup în întâlnirile lor uh, anterioare. Uh, ieșeau cu niște discuții uh, relativ limpezi. Aici a, a ieșit o, o mică, așa să încăierare între Soros și, uh, și uh, Kissinger. Adică uh, Soros a spus că trebuie să continuăm cu povestea, cu i a răspuns practic lui Kissinger că trebuie să continuăm cu povestea de, uh, în scăun, de înjosire, de călcare în picioare a Rusiei, chiar dacă va presupune să folosim bomba atomică ceea ce mi se pare cam periculos, iar Kissinger a spus, băi, nu, că se duce lumea în cap, ar trebui Ucraina să renunțe la, la acel teritoriu și să reluăm din nou treburile să ne așezăm cumva. Asta s-a întâmplat cam acum vreo lună de zile. Ce se întâmplă acum relativ imediat, dacă acum o lună de zile... Dacă spuneai că Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriile luate deja de Rusia și rusificate în proces de rusificare, ți se dădea foc la valiză. Acum lucrurile s-au schimbat un pic. Ăștia, Ucraina Au semnat tratatul de aderare împreună cu Moldova pentru UE Uh, și deja se pune de un summit de reconstrucție a Ucrainei. Ce va fi însemnând asta? Unii spun că banii se vor duce pe teritoriile rusești bombardate de ruși pe care rușii le-au luat deja și ăștia practic vor da din nou drumul la conducte și cam asta ar fi deal -ul. Cum ți se pare toată povestea asta? Plus, toate aceste personaje din acest celebru grup uh, băi, nu este niciunul care să fi uh, fi fost pus în vreo funcție cu un vot al populației. Trebuie să fac mențiunea că nu sunt un specialist în zona asta, deci nu, doar tot ce spun acum e doar așa, ca o părere personală, nu mă pronunț în ceea ce privește acest grup. Sigur că există rețele de influență peste tot în lume, mai există și, și e inevitabil până la urmă, na, când sunt interese mari e, și mize mari clar vor fi oameni care să încerce să le controleze. Sigur că în ceea ce privește Ucraina și, și războiul din Ucraina există voci care ar vrea să se termine cât mai repede. Toată lumea, de fapt, ar vrea să se termine cât mai repede acest război, pentru că inclusiv China, de exemplu, ar vrea să se termine cât mai repede acest război. Nu știu despre Zelenski. Ei, bun, ucrainii sunt singuri, singuri care nu vor să se termine pentru că Uh, că adică nu vor să termine așa cu pierderea teritoriilor. Eu nu cred că vor accepta uh, Eu nu cred că vor accepta uh, această pierdere a teritoriilor uh, sau mă rog, nu vor accepta ușor cel puțin uh, pentru că uh, pe de-o parte sigur uh, e foarte greu să învingi Rusia până la urmă numeric uh, e clar o forță mult mai mare decât uh, Ucraina uh, dar uh, ucraininii au prin și speranță, pentru că la început au fost convinși că vor fi cuceriți foarte ușor, se pare că, uite, e un război de durată, au rezistat mult mai mult decât uh, au estimat chiar și ei și nu cred, că, și, nu știu, nu cred că vor renunța foarte ușor la, la aceste uh, teritorii, dar uh, da, și eu sunt uh, de părerea lui Soros <lăș> că sunt mai multe voci care să susțin lucrul ăsta, că Rusia ar trebui pusă la punct, inclusiv Gary Kasparov, de exemplu, spune lucrul ăsta, că orice Orice, da, orice pas înapoi pe care l-ar face Europa în fața Rusiei din cauza unor interese, sau pe interese economice, de exemplu, nu ar fi decât să-i dea un răgaz sau să-l încurajeze pe Putin să continue. Putin nu se va opri din această, din această șicanare, cel puțin, să nu zicem război. Da, cred că va rămâne un soi de conflict înghețat pe perioadă îndelungată și... Da, nu știu. E clar că oricum Europa ia tot mai multe, ia tot mai multe decizii în a se desprinde de, de Rusia din punct de vedere al dependenței de petrol și gaze. Ori dacă Europa reușește într-un termen scurt. Să se desprinde de această dependență. Mai o să luăm Rusia la va avea... și mult mai scump. Da, ok, vom fi niște costuri economice foarte mari. Absolut. Dar, în momentul de față, Rusia trebuie umilită. Eu, din punctul meu de vedere, cred că da. Cred, cred că Rusia trebuie umilită pentru că trebuie, trebuie ca pe o cel puțin o generație de acum încolo, dacă nu poate crește. Că chiar zici că, două... că s-a creat un precedent și trebuie. Da, ei trebuie, trebuie, trebuie să le să ia orice, orice poftă de a mai face o, o generație, două de acum încolo, să mai facă ceva similar. Adică așa cum s-a asigurat pacea 70 de ani, 80 de ani de la al doilea război mondial, acum umilind dacă vrei, Germania, da, și pe Hitler și tot ce însemnă uh, atunci, uh, așa trebuie și acum. Trebuie, dacă dăm înapoi și îți lăsăm pe Putin să frămână să la putere sau să câștige, chiar și un teritoriu mai mic, nu toată Ucraina. El, el și rușii, și oamenii din jurul lui vor continua să fie o amenințare pentru Europa. Ori eu... de dragul unui petrol și a unui gaz, eu nu cred că e merită. Nu cred că Bă, merită, eu, o seara, eu cred că europeanul de rând, mai devreme sau mai târziu, se ca va, va cam sătura de această da, poveste. Da, cu cât ești mai departe de Rusia, cu atât te vei sătura mai și tare. Și zici, Bă, da, stai un pic, ce dracu trebuie să plătesc eu în plus? Da, da, și de ce trebuie să iau de acolo și să că până acum mai... uite-te în Germania ce o să fie, știi? Absolut. Pentru uh... germani, pentru francezi, pentru englezi și, uh... într-adevăr, Rusia e departe. Dar noi, aici, în Europa de Est, uh, ar, trebui, ar trebui să milităm cu toții ca, ca Europa să nu dea înapoi, ca Uniunea Europeană să nu dea înapoi și să continue, pentru că uh, influența uh, rusească nu trebuie să fie neapărat militară. Poate să fie și prin. Uh, cum de altfel să-și întâmpla înainte de, de acest război, să, 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 să alimenteze și să dezbine societățile, pentru că până la urmă război, când sunt specialiști care spun lucrul ăsta că de fapt Europa, Rusia e în război cu Europa de foarte multă vreme. Prin acest război hibrid în care peste tot în Europa a alimentat dezbinări ale societății, a plătit tot felul de politicieni care să, să ducă spre zone de extremă, Rusia este un pericol pentru Europa și pentru Europa de Est cu atât mai mult. Și eu sper, ca, eu sper ca Uniunea Europeană să nu dea înapoi, într-adevăr va fi un război de durată, greu de suportat și încă acum e vară și nu avem nevoie. Și... Să, să știi că s-ar putea să vadă deja la consumul de aer condiționat. Da, corect. Aici, da, într-adevăr. Mm -hmm. Corect. Că am și văzut, parcă dacă nu mă înșel, că în Germania s-a da. cerut oamenilor să nu mai folosească aer condiționat. Da, da. Hai, mă. E o problemă. Da, e greu de suportat cu să și cred că și în România e greu de suportat. Da, de și până la urmă, știi cum, între pericolul rusesc și faptul că n-ai bani să plătești mâine, da, da te gândești la mine, lasă mai bine. Vreau un lider autoritar care să. Dar eu aș crede că mai degrabă, adică sper, de fapt, să, ca, ca Uniunea Europeană să nu dea înapoi, să găsească surse alternative la petrolul rusesc, pentru că marea problemă este că Rusia, de fapt, dacă Uniunea Europeană, am citit că Uniunea Europeană preia și 75% din, din petrolul și gazele rusești, dacă Uniunea Europeană nu va mai lua acest petrol, Rusia va avea o mare problemă, pentru că petrolul și gazele trebuie transporta, transport, transportate pe. Bineînțeles că le dau pe bani de dumping. Păi da, dar nu, să, nu da, poți da. să faci mâine conducte spre chinezi așa de multe ca să muți toată. Con Problema nu e că, ca la eu știu, viz, da, 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 trebuie înțeles. să duci prin niște conducte. Și atunci Rusia va avea o problemă. Nici Rusia nu poate duce la infinit acest război. Să și că eu, eu sunt puțin paranoic și cred că America forțează foarte mult această situație aici ca să-și vândă ei treaba și să mai pună cu botul pe labe Rusia și probabil și China. Și uite, nici Ucraina nu e Fecioara Maria, să fim serioși, e corupția fără, fără precedent și tot sistemul ăla de... de, de trafic de toate felurile Absolut. și și mafie de toate felurile și ceva foarte toxic care acum vrea nu e. Nu știu cum să va întâmpla asta. Absolut în că nu, nu era perfect. Sigur că uh, Ucraina era un stat destul de um, corupt în, în, uh, înainte de a începe. Mă rog, e, e un stat uh, corupt uh, și avea probleme foarte mari uh, legate de, de de corupție și de democrație chiar. Dar dincolo de asta, de uh... că Zelenski nu e vreun apărător al democrației, că asta mă mai. Dar nu, pe, nu pe, sigur că nu e un apărător. Ba, e un apărător al democrației, dacă vrei, pentru că totuși ucrainienii din 2004 încoace sau -au, au militat foarte mult să se îndrepte spre Europa și să spre valorile europene. Ura asta e important. Până la urmă, voința, sigur că acolo lucrurile nu merg bine sau nu au mers perfect sau de chiar departe de a merge perfect dar totuși voința societății și a oamenilor este să se îndepărteze de Rusia și să se apropie de valorile europene oamenii ăștia au murit pentru asta la propriu, dacă ne gândim la revoluția Maidan în 2014 când au murit 100 și ceva de oameni pentru că, au, pentru că președintele de atunci Ianucovici a vrut o alianță cu Rusia oare societatea vrea un acord cu Uniunea Europeană care a fost sponsorizată din Statele Unite. Asta Românite. nu am nicio dovadă. Da, sunt știu, discuții nu sunt acord, pe care le... Dar societatea ucraineană își dorește valorile europene. Dar, evident, probleme sunt, probleme de corupție. Problema este că deocamdată casa vecinului a luat foc, arde și nu stau acum să mă gândesc și riscă să ia și foc și casa mea. Da, Asta e de fapt discuția. Casa vecinului arde, riscă, risc să ca focul să se extindă și la casa mea. Și eu ce fac acum? Mă duc să mă spun, băi, stai, bă, vecine că tu aveai o datorie la mine de vreo 2 ani, eu nu te ajut să stingi focul și nu mă implic, pentru că oricum la tine în curte era și mizerie și. nici uh, nu, și îți băteai și nevasta, nu mă bag. Nu, deocamdată hai să stingem focul ca să nu ia foc și casa noastră și după care, evident, vom analiza și ce se întâmplă în Ucraina. Statutul ăsta de, de țara de, 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 de candidat la. Asta voiam să te întreb. La Câți Europa... ani crezi că o să dureze? 15-20 de ani cel puțin. Și pentru Ucraina și pentru Moldova. Și pentru Ucraina și pentru Moldova. Plus că există și în Ucraina și în Moldova. Deocamdată, dacă ne referim la situația de acum, această problemă a celor teritorii, pentru că în Uniunea Europeană nu poți să intri cu teritorii în dispută. Ori da, Moldova trebuie are tratate. Transnistria și Uniunea Europeană nu are niciun interes să preia în cadrul ei un teritoriu ca Transnistria. Deci cumva aici trebuie rezolvat într-un fel acea poveste ori renunță Republica Moldova la Transnistria, ori renunță separatiști și la mai fi separatiști. E foarte complicat. Va rămâne de văzut cum se va termina războiul în Ucraina cu câte teritorii vor rămâne în suspendare acolo. Deci, deocamdată ca să... Semn... Deci va mai dura era important, și până se trasează limpe de aceste granițe va mai Era dura. important ca semnal politic că Uniunea Europeană este alături de aceste țări, pentru că este discuția dacă Moldova ar fi următoarea pe listă, dacă Rusia cucerește toată, tot sudul Ucrainei, va intra în Republica Moldova. Și atunci Uniunea Europeană avea nevoie să dea acest semnal. Dar după care, sigur că vor fi, se vor impune aceleași criterii care s-au impus și României și altor țări care au aderat la, la Uniunea Europeană. Nu înseamnă că se va face, zic eu, rabat de la calitate, ca să zic așa. Uh, în altă ordine de idei, uh, weekendul trecut, pe calea victoriei, lumea părea în regulă. Parcă nici nu vine vreo criză, sunt niște bani, lumea iese, se plimbă, e vreme de pace. M-am bucurat să văd treaba asta. Bun, din păcate, știi cum ne-am... Îmi uh... place să cred că nu suferim totuși de disonanță cognitivă. Da, dar după 2 ani de pandemie să intri într-o altă criză și, și să, să stai alabărat. iar să te abții... E complicat, adică și așa pandemia asta, sau mă rog, restricțiile din pandemie, problemele din pandemie ne-au lăsat cu traume. Cred că sociologii și psihologii, psihoterapeuții, oate vor avea uh, 10 ani de acum încolo uh, Exact, uh, exact. O, o și atunci de studiu. E într-un fel trist așa pentru noi, și pentru că, uh, uite, uh, bine, sigur, s-au întâmplat lucruri și mai rele cu bunicilor noștri, nu neapărat părinților noștri, dar și noi acum am trecut printr-o criză care ne-a lu ne luat nepregătite în 2008, 2009, 2010, în care noi n-am știut. Era prima criză din capitalism pentru români și n-am fost deloc pregătiți. Când ne-am revenit și noi un pic, vine, mai, a venit pandemia și această criză care va fi, eu, din păcate, cred eu... Că ce vine e mult mai nasol. Exact. Că e abia la început. Asta e mm. nasol. Că este abia la început uh, situația și lucrurile se vor, se vor strica din ce în ce mai tare. Mai ce să zic? Uh, nu mor e când vorbișonii. Da, noi suntem în criză de o viață, ca zic așa, o să trecem noi peste asta. Asta în criza de la 40 și nu ce mai fi. Care, nimeni dintre noi suntem de la 14 ani acolo. Exact, exact. Mersi mult că ai venit. Mulțumesc și eu pentru o discuție amplă. Seară bună, papa. Pa. Seară bună. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast, nu futilități.